Fain și simplu. Prezentat de Jack Bank. Ți-ai dat tema asta, că Elrond să depășească PIB-ul României. Ți-ai dat și un termen? Aș spune că există o probabilitate foarte mare ca în următorii 3-5 ani să se întâmple. E cineva care s-a îmbogățit, efectiv a ajuns multimilionar din tranzacțiile cu e-gold? Sunt foarte mulți oameni. Dar știi oameni care au sărăcit? Sunt convins că sunt. Poate cele mai triste conversații sunt cu oamenii care au făcut trading. Aveau milioane de dolari. În ideea de a-i multiplica, au început cu milioane. Și au ajuns la nimic. Mi-am făcut o listă cu, nu știu, zeci, sute de cărți pe care, înainte de orice, trebuia să le citesc. Nu ai investit doar niște bani în Elrond, ai investit și foarte, foarte mult timp pe care l-ai petrecut în lectură. Extraordinar de mult timp. Există un punct la care genul ăsta de tehnologie devine un virus pentru umanitate. Orice progres de genul ăsta, dacă nu duce într-o direcție bună, nu și are sensul. Salut, sunt Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu. Dacă nu ești pasionat de cripto, de blockchain, de metavers, nu da skip acestui episod. Dăm măcar 5-10 minute la dispoziție ca să te conving că nu este un episod despre cripto, despre blockchain sau despre metavers, ci este despre cum noile tehnologii ne pot influența viața în viitor și cum pot construi până la urmă viitorul. Iar invitatul meu astăzi este un om pe care îl vânez încă de la începutul acestui podcast. Nu e un om care doar visează viitorul, ci și lucrează zilnic la construirea lui. Așa că îi spun bine ai venit lui Beniamin Mincu. Salutare, Mihai! Bine te-am găsit! Omul din spatele titlurilor de genul visez ca într-o zi Elrond să depășească PIB-ul României, omul din spatele marilor realizări ale acestui proiect plecat din Sibiu și rămas încă în Sibiu. E un om care construiește viitorul în fiecare zi, chiar dacă probabil este cel mai complicat an pentru proiectele cripto, pentru blockchain din toți anii care au fost până acum. Bine ai venit, Beniamin! Bine te-am găsit! Îți mulțumesc tare mult. Între timp, Elrond s-a transformat în Multivers X. Asta e noua denumire a rețelei care cuprinde mai multe produse despre care o să și vorbim astăzi, dar în limba română. Facem. Încântat, tare încântat să fiu aici și să avem conversația. Mi-a plăcut o declarație de-ale tale, făcută în urmă cu ceva timp, spunând cu relaxarea asta care te caracterizează, era milionar în dolari și înainte de a începe Elrond. Și acum aș vrea să ne întoarcem câțiva ani și să îmi spui ce visa puștiu Beni de la viața lui. Păi, depinde foarte mult cât de departe ne ducem în timp, dar ideea este că dacă mă uit la parcurs și la felul în care am crescut și la interacțiunile, să zicem, cu zona asta de computere, internet și în mod deosebit cărți, aș spune că astea au fost temele cele mai importante pe care, sub o formă sau alta, le-am abordat de când eram foarte, foarte mic. Noi suntem 4 frați și în familie, practic, computerele erau cel mai interesant subiect. În prima fază am început cu a repara computere, instala software și așa mai departe, și fiecare dintre noi într-un fel avea prieteni, avea oameni pentru care făceam lucrurile astea.
dar aș spune că internetul a deschis o complet altă lume pentru mine și foarte mult din viața intelectuală, să zic, am trăit-o într-o complet altă lume. Fie că era US, cu ce se întâmpla în zona respectivă, fie că erau domenii din zona de inginerie, din zona de știință, în momentul în care am descoperit că pot avea acces la toate, nu știu, materialele, cărțile, lucrurile astea, cumva nu puteam să mă opresc din a căuta mai departe, din a citi, și cred că venind poate mai aproape, la un moment dat am realizat că zona asta de tehnologie promite să fie într-un fel cea mai importantă forță pozitivă de a, nu știu, îmbunătăți societatea sub o formă sau alta. Și dacă ne uitam în istorie, cumva vedeam lucrurile astea îmbunătățindu-se și noi oportunități și uși deschizându-se. În timpul educației tale, vorbim de educația primară, în ce stadiu era internetul? Încă nu era Facebook? Nu, încă nu era rețelelor sociale? Nu, vorbim de, să zicem, anii 95-97. Practic atunci aveam deja un computer de la părinții mei. Primul computer al nostru era un 286. Și țin minte că avea ceva de genul 2 RAM 16 MHz și un hard de 50 de mega. Asta în condițiile în care acum vorbim de giga. Pe telefoane. Da. Deci foarte, foarte interesant. Clar, nimic din tot ce avem astăzi nu era disponibil. Internetul era încă prin dial-up. Puteam să ne conectăm la internet foarte limitat. Întotdeauna aveam niște, nu știu, discuții cu părinții despre costurile facturii de telefon. Da. Foarte, foarte problematice. Și eu și frații mei încercam să intrăm mai mult decât aveam posibilități atunci. Dar ceva lucrativ din pasiunea asta pentru calculatoare ați făcut? Adică care au fost primii bani câștigați din pasiunea asta? Păi, practic fiecare dintre noi reparau, instalau practic tot ce însemna partea asta, adică eu făceam la foarte mulți prieteni, la școală și așa mai departe, frații mei făceau, chiar cel mai mic frate, care este și cofondator în Elrond, repara și instala toată zona de software pentru poliție, nu știu, pompieri, primărie, lucruri de genul ăsta. Lucian, da. E un fel de șoarece de bibliotecă, el e foarte, este foarte în spate, așa, nu iese în față. Iese atunci când e nevoie. Am înțeles. Dar cu toate astea, dacă vă uitați pe pagina oficială de Facebook a lui Beniamin, o să vedeți că fotografia lui de copertă nu e despre calculatoare, rețele, coduri. Ai o fotografie cu o bibliotecă. Asta e fotografia ta de cover photo de pe Facebook. Da. Da, este, cred că probabil de prin 2014 sau 2015. N-ai mai schimbat-o. Da, nu am schimbat-o și am pus-o exact pe asta din cauza că îmi amintesc foarte clar ce însemna ideea asta de a descoperi oameni, fie că vorbim de zona de inginerie, știință sau alte domenii, dar cei mai importanți oameni pe aproape toate subiectele, în momentul în care ai putea să-i distingi, să-i descoperi, să le găsești cărțile, e ceva acolo absolut extraordinar. Și ideea de a sta într-o bibliotecă de genul ăla, știu că mă gândeam la un moment dat, nu era ceva mai bun, interesant sau fain de făcut decât de a explora o bibliotecă de genul ăla. Deci între asta, în momentul ăsta, de a avea biroul, nu știu, într-o sală plină de monitoare, calculatoare, servere și așa mai departe, și a avea biroul în mijlocul unei biblioteci, ce alege?
Acum, ideea este că de atunci am descoperit multe alte lucruri și cred că de la punctul la care ai sta în bibliotecă, la punctul la care poți să ai biblioteca într-un computer cu milioane de cărți, să accesezi toată informația asta pe baza internetului, asta e ceva ce e incomparabil mai valoros pentru societate chiar și decât o bibliotecă, tocmai din cauza că duce ideea de bibliotecă la următorul nivel și o și deschide spre toată lumea. Adică faptul că noi avem conversația asta în România, chiar și legată de tehnologie, legată de, nu știu, toate subiectele astea interesante, se datorează doar faptului că există internet. Fără internet, ok, probabil că eram într-o bibliotecă mult mai mică, undeva într-un oraș, și cu internet, practic, putem avea conversațiile astea indiferent de unde pleacă ideile, nu mai există niciun fel de limitare decât limitarea noastră. Da, ești tipul care și-a luat resurse nu doar din hardware și software, ci pare că inspirația ți-a venit foarte mult și din cărți, din lecturile tale, din bibliotecile fizice. Cu siguranță, cu siguranță. Totdeauna am crezut, cred că de-a lungul timpului mi-am pus diferite întrebări și ele întotdeauna s-au transformat în ceva diferit. Adică pentru perioada, nu știu, când eram mic, căutam cea mai bună chestie posibilă pe care o puteam face atunci. Fie că vorbim de jocuri pe computer, fie că vorbim de reparat computere, construit site-uri și așa mai departe. Asta era ceva absolut extraordinar de fascinant pentru vârsta respectivă. După care, descoperind internetul, descoperind cărți extrem de interesante pe subiecte extrem de interesante, fie că vorbim de, nu știu, filozofie, știință, de toate felurile și după tehnologii de genul pe care le construim noi acum, lucrurile au mers înspre ceva tot mai specific care putea, pe de o parte, să deschidă mai mult această hartă, nu știu, legat de tot ce este posibil, tot ce putem să facem și în același timp a concentra atenția sau efortul înspre ceva ce poate să aducă beneficii sau impact disproporționat pozitiv fără să rămânem doar în sfera în care povestim despre el. Ah, okay. Și cred că asta a fost tranziția și legat de ce întrebai chiar la început, înainte de Elrond, adică descoperind tehnologia, după am studiat foarte multe zone din tehnologie care credeam că puteau să aibă impact de genul ăsta foarte pozitiv în timpul vieții mele. Și în mod deosebit, interesul era pe tehnologii care cred că ar putea, sub o formă sau alta, să fie puse pe scala evoluției. Pentru că sunt foarte multe tehnologii, sunt foarte multe aplicații care pot contribui în bine, vedem în jur mulți oameni care construiesc lucruri foarte faine, dar identificarea acelor tehnologii sau aplicații care pot schimba lucrurile nu într-o sută de ani, ci în timpul vieții noastre, nu puțin, ci disproporționat și într-un mod pozitiv, nu negativ sau neutru, creează un filtru extrem, extrem de interesant, după care internetul, cu tot ce s-a întâmplat și în anii 2000 și dincolo de zona asta, a fost extrem de... toată povestea respectivă a fost fascinantă și întotdeauna mă gândeam ce aș fi făcut dacă aș fi fost în Silicon Valley, dacă aș fi văzut lucrurile astea întâmplându-se, după care în momentul în care, nu știu, am descoperit zona de blockchain cu Bitcoin, cu alte proiecte de genul ăsta, pur și simplu mi se părea că retrăiesc momentul respectiv și că asta e șansa ca cumva să contribui la ce se întâmplă. Deci, practic, anii aia de creștere ai Bitcoin, primii zorii blockchain-ului, asta te-a făcut milionar înainte de Elrond. Nu zona de Bitcoin, cât ideea că am, la un moment dat,
din nou, ideea mea era că la un moment dat am studiat aproape toate, nu știu, eforturile pleacă de la, sub o formă sau alta, o descoperire. Una dintre descoperiri în timp ce studiam lucrurile era, a fost și ținea de o întrebare. Și întrebarea era dacă am încercat să schimbăm, am fi forțați să luăm un time frame de aproximativ 10 ani, uh-huh, și într-un interval de 10 ani am încercat să schimbăm dinamica unei țări, luând în considerare absolut tot ce știm în zona de science, din absolut orice domeniu. Care ar fi lucrurile sau ideea pe care ar trebui să ne concentrăm în așa fel încât să aducem genul ăla de schimbare, uh-huh, care prin necesitate te pune într-o poziție extrem de problematică, că în principiu foarte rapid ți-ar spune oricine că nu se poate face așa ceva, că e clar că ai nevoie de generații, trebuie generațiile să treacă, toate lucrurile astea. Și după foarte mult studiu am ajuns la o concluzie că, în esență, dacă ar trebui să reducem absolut tot la o singură variabilă de care ne-am putea lega și pe care, dacă am reușit să o îmbunătățim, toate celelalte lucruri s-ar putea îmbunătăți prin extensie, această variabilă ar fi, în esență, creșterea economică. Și dacă cumva, în esență, ai avea într-o țară creștere economică disproporționată, încet, încet ai vedea toate celelalte lucruri pe care le îndrăgești sau le dorești, iar dacă nu ai avea partea asta, de fapt, în esență, ai vedea, uh-huh, doar schimbări foarte mici care după ar regresa. Cu ideea asta, la un moment dat, mă gândeam și intenționam să scriu o carte despre ea, adică concluziile mele credeam că sunt foarte, foarte importante. Și cum vedeai tu creșterea economică accelerată aproape peste noapte în România, astfel încât să se schimbe totul până la mentalitate? Concluzia de bază era că te puteai uita la o ierarhie de structuri care ar fi trebuit schimbate. Uh-huh. Să zicem, luai ceea ce era evident. Ai vrea să se schimbe zona politică. Dar ca să se schimbe zona politică, pe de o parte nu ai liderii de care, care sunt necesari și, pe de altă parte, dacă ai avea liderii, nu ai voință colectivă care să recunoască liderii și așa mai departe. Exact. Păi și cum mergi mai departe? Păi pare că ai nevoie de educație, să zicem, în așa fel încât să ai și lideri, să ai și voință colectivă, dar nu ai nici educația așa cum ți-ai dori eu. Ok, mergi mai departe. Ce ai nevoie în așa fel încât să poți face educația respectivă? Și până la urmă, și pe zona asta de creștere economică, sunt foarte multe lucruri plauzibile discutate în zona de economie, dar insight-ul de bază a fost că singura variantă de a aduce schimbare pozitivă, disproporționată într-un timp atât de scurt, ar fi, în principiu, prin crearea unui fond care investește în cele mai importante și ambițioase tehnologii care creează, mă rog, joburi, care creează creștere economică și care vor avea un efect colectiv atât de mare încât se va putea ajunge la ceva de genul, mm-hmm, ăsta. Așa am început, de fapt, lucrurile și am investit în cele mai importante startup-uri din zona asta de blockchain împreună cu fratele meu. Și după ce am investit în cele mai importante startup-uri, la un moment dat mi-am dat seama că time frame-ul în care s-ar întâmpla lucrurile astea, odată părea că nu se încadrează în ce povesteam noi, și pe de altă parte mai era problema că startup-urile astea nu erau în România. Adică degeaba, în așa fel încât să creezi genul ăsta de schimbare disproporționată, ai nevoie de niște tehnologii care sunt super dificil de construit. Foarte rare se întâmplă în anumite zone ale lumii unde există un anumit gen de talent și ai nevoie atât de oamenii care construiesc așa ceva, cât și de oamenii care înțeleg
cultivă, investesc și își asumă riscuri care sunt destul de mari în prima fază, iar trecând prin toată faza asta și ajungând la un punct la care cu fondul lucrurile mergeau excepțional până la punctul la care banii în esență nu mai puteau face niciun fel de diferență. Și știind îndeaproape tot ce se întâmpla în zona de blockchain, atât din unghiul de literatură academică și așa mai departe, cât și din unghiul în care îi cunoșteam personal pe cei mai importanți fondatori de la cele mai importante proiecte în care am investit personal. La un moment dat, având toate detaliile astea, am descoperit că există o variantă de a îmbunătăți o problemă pe care noi am observat-o și despre care am povestit foarte mult împreună cu fratele meu, și anume ideea asta că blockchain-ul vine cu niște îmbunătățiri semnificative față de sistemul financiar actual, prin care poți să faci transfer de valoare într-un mod foarte transparent, nemai având nevoie de o parte terță care să intermedieze acest schimb. Și în esență, odată ce poți face partea asta, ai creat un fel de internet pentru zona financiară. Singura problemă este că dacă acest internet rămâne în zona de dial-up ca performanță, nu vei putea să scalezi, nu vei putea să ai adopție foarte mare și, de fapt, recunoscând această problemă, am început să căutăm pe de o parte cele mai importante startup-uri sau arhitecturi care rezolvau problema, iar după ce am investit în ele, am așteptat ceva timp și am văzut că niciunul dintre startup-urile astea nu venea cu un rezultat, am început să discutăm cu ele despre o potențială soluție care era foarte evidentă și care nu era încercată. Niciunul dintre startup-uri sigur nu voia să-și schimbe traiectoria și să înceapă în direcția asta. Și acesta a fost motivul pentru care practic am adunat o echipă de oameni absolut excepționali și am început o discuție. Prima dată totul a început. După asta a apărut Elrond. Da, da. Această discuție inițială a fost practic discuția cu câțiva oameni selectați foarte atent, care fiecare în diferite domenii erau cu un background absolut excepțional și care nu doar background-ul era de genul ăsta, ci erau selectați pentru faptul că puteau nu doar să arate că au învățat într-un domeniu niște lucruri pe care majoritatea oamenilor nu le pot învăța, ci într-un timp extraordinar de scurt puteau să o ia de la zero într-un complet alt domeniu și să ajungă la niște rezultate excepționale. Așa a început, de fapt, Elrond și din cauza asta am tot repetat ideea că am construit o echipă cu care putem construi rachete. Asta s-a întâmplat la Sibiu în 2017. Și e interesant că Elrond a fost cumva răspunsul final la prima întrebare: cum putem să schimbăm România. Da. Și discursul tău, Benny, este cumva mai degrabă decât a unui băiat investitor în tech, a unui băiat din Silicon Valley, este mai degrabă a unui filozof, pentru că, de fapt, filozofii sunt cei care își pun întrebări. Da. E aici o conversație că în prima fază, într-adevăr, lucrurile au plecat de la niște experimente intelectuale sau mentale foarte, foarte interesante, dar treptat mi-am dat seama că la sfârșitul zilei chiar și cea mai bună carte, care trasează întreaga cale și face totul evident, la sfârșitul zilei va fi citită de 5 oameni, oamenii se bucură, dar până la urmă lucrurile nu se întâmplă. Asta ai avut mult timp în cap până să-ți dai seama că nu o carte de o carte sigur, e nevoie, sigur, ci de sigur. Un startup. De fapt, au fost ani de zile. Ideea era, practic, undeva în 2014-2015,
studiam lucrurile astea, după care în 2016 deja aveam fondul, după care la sfârșitul lui 2017 deja lucram la Elrond. Am înțeles. Dar primul milion de dolari a apărut cumva tot în perioada asta? Da, da. Undeva între 2000, probabil 2015-2016. Din creșterea... Din startup-urile în care am investit. Creșterea acestor startup-uri. Da. Practic am făcut și parte dintr-un alt proiect care se numea NEM, care la un moment dat încerca să construiască o versiune mai bună de Bitcoin. Uh-huh. Similar cu ce am încercat la Elrond, doar într-un fel în care era mult mai rudimentar ca arhitectură și așa mai departe. Am făcut destul de mulți bani și din NEM, am lucrat cu foarte, foarte multe proiecte, deci undeva 2015, deja probabil că trecusem de primul milion, dar accentuez cât de diferită era lumea atunci. Adică tot ce povestim acum și putem să povestim atât de relaxat, atunci în esență nu puteam povesti cu nimeni. Adică aveam 2-3 conversații, dar conversațiile erau în general pe internet, cu prieteni de pe internet, pentru că în mediul nostru 2015-2016 au fost și perioade foarte, foarte dificile din cauza că un exchange la un moment dat a explodat. În zona asta au luat undeva la 1-2 ani până când oamenii au făcut diferența între tehnologie și exchange, au putut să vadă lucrurile mai departe. Deci 2016 deja era o perioadă extrem de interesantă, dar 2017, aș spune, a fost probabil una dintre cele mai productive perioade pentru zona asta. Pare discursul impecabil al oricărui antreprenor care nu s-a apucat neapărat din pasiune, neapărat pentru bani, ci s-a apucat de un startup în care și-a băgat toate cunoștințele și aproape toți banii pentru a rezolva o problemă. Asta spun toate manualele de antreprenoriat. Ce problemă rezolvă? Și ți-ai pus foarte multe întrebări până să ajungeți la Elrond. Dar aș vrea să mă întorc puțin, pentru că ți-am zis, nu vreau să facem un podcast foarte, foarte tehnic, ci mai degrabă epic. Și povestea ta este epică. E vreun filozof care te-a influențat sau vreun sistem filozofic care ți-a influențat sistemul ăsta de gândire pe care tocmai l-ai demonstrat? Da, sunt convins că sunt foarte mulți filozofi. Am petrecut o perioadă de timp, am petrecut extrem, extrem de intens într-un fel, din nou, definind problema pentru mine, și anume, presupunând că astăzi ai devenit conștient de la zero și ai toate tool-urile astea disponibile, întrebarea este, care este cel mai rapid mod în care ai putea, pe de o parte, clarifica care sunt toate opțiunile posibile, adică poate la fel ca într-un joc, ai putea mapa harta de opțiuni posibile și în același timp ai putea stabili care sunt cele mai relevante direcții care ar putea aduce beneficii extraordinare. Și pare că ideea asta este a fost pentru mine cumva cea mai importantă întrebare înainte să încep toată zona asta de tehnologie, din cauza că mi-era evident într-un fel că oamenii, nu știu, își puneau anumite întrebări, dar multe din întrebări erau greșite. Nu neapărat, și dacă găseai răspunsul întrebărilor respective, nu te ajutau cu mare lucru. În schimb, dacă puteai avea acest overview al întregii hărți sau cât mai mult din hartă, dintr-o dată puteai să te folosești pe de o parte de lucruri pe care oamenii le-au învățat deja de sute de ani sau mii de ani, puteai să vezi care sunt lucrurile care într-adevăr contează, cele care nu contează,
Și practic așa am început să studiez pentru a răspunde întrebării astea, am început să am definit o altă întrebare, să zicem, ca proxy, care ar fi, uitându-ne în trecut, cei mai importanți oameni din punct de vedere al impactului pe zona asta de, nu știu, știință, business, artă, care au trăit în ultimii 2000 de ani. Wow. Dacă ai putea să mapezi o listă cu, nu știu, 10-20 de oameni de genul ăsta și ei studia, dintr-o dată ai vedea ceva ce este foarte, foarte intrigant. Ai putea să-ți faci un model despre ce credeau, cum gândeau, ce înțelegeau ei despre lume în perioada în care trăiau, cum erau priviți versus cum sunt priviți acum și cum au trecut prin viață, ce au descoperit. Și de fapt așa am început, să zicem, toată căutarea asta, pentru că internetul de fapt mi-a dat posibilitatea să-mi pun întrebările astea, să caut răspunsuri la ele și în momentul în care am devenit conștient cât de puține lucruri, nu știu, învățăm în sistemul normal de educație, cât de puține întrebări își pun oamenii și așa mai departe, pur și simplu, aproape că nu mai puteam să fac nimic altceva în măsura în care aveam această opțiune, decât să citesc. Adică mi-am făcut o listă cu, nu știu, zeci, sute de cărți pe care, înainte de orice, trebuia să le citesc ca să fiu, să pot să am un fel de prim pas în cunoștință de cauză legat de subiectele relevante, după care, odată ce am avut acest update, să zicem, nu știu, filozofic, științific și așa mai departe, dintr-o dată întrebările, conversațiile, răspunsurile erau dintr-un alt unghi, pentru că puteam să folosesc unele dintre lucrurile astea. Deci, până la urmă, nu ai investit doar niște bani în rond, ai investit și foarte, foarte mult timp pe care l-ai petrecut în lectură. Extraordinar de mult timp. Și înainte poți să-mi dai de niște, o listă scurtă a oamenilor care crezi că au influențat ăștia 2000 de ani și din parcursul întrebările și cunoștințele cărora încă putem să ne inspirăm în orice proiect al nostru. Da, cred că practic după ce face întrebarea mai interesantă este că odată ce m-am uitat atent la felul în care oamenii ăștia, nu știu, trăiau, încercau să descopere lucrurile, o chestie era foarte tristă, și anume că, în general, în timpul vieții lor, niciodată oamenii ăștia nu erau, nu știu, înțeleși, recunoscuți. Erau foarte, foarte dificile perioadele și foarte dificil ca ei să meargă în direcția bună, să descopere nu doar lucruri sau adevăruri noi, ci să le și share-uiască și cineva să le împărtășească cumva. Și atunci, ce mi s-a părut extrem de relevant era că dacă ai putea să te uiți la oamenii ăștia care trăiau un viitor față de vremea pe care ei o trăiau acolo, întrebarea de fapt și mai de bază este care sunt oamenii ăștia astăzi? Pentru că dacă i-ai putea identifica sub o formă sau alta în cele mai importante domenii, ai putea să fii 10-20 de ani înaintea a tot ce înseamnă sistem educațional. Deci, ce oameni sunt contemporani astăzi care au valoarea ălora? Doar că oamenii încă nu-i văd sau încă nu-i recunosc, au nevoie de încă, nu știu, 30-50 de ani să-i vadă sau au nevoie ca ei să nu mai fie în așa fel încât să-i recunoască. Și o altă variație a întrebării care devine și mai interesantă și intrigantă este, de fapt, dacă studiind toate lucrurile astea și văzând cât de fragile, nuanțate sunt și că nu e, de fapt, o conversație foarte simplă în care zici, uite, asta e alb și asta e negru și ăștia sunt oamenii, ci sunt foarte, foarte dificile de recunoscut traiectoriile astea, întrebarea cea mai interesantă devine: dacă
ai avea o conversație cu tânărul Einstein, înainte ca el să devină faimosul Einstein, înainte să-și publice lucrările, și în timpul când era doar un patent clerk în Elveția, ai recunoaște că există genul ăsta de potențial? Pentru că dacă ai putea să faci chestia asta, în esență ai putea să vezi teoriile înainte să fie validate, ai putea să vezi ideile pentru ceea ce sunt, chiar dacă execuția poate ulterior nu e cea mai bună sau așa, dar ai putea recunoaște lucrurile astea și recunoscându-le, ai putea să creezi o lume mai bună, să contribui în diferite feluri, să investești și de fapt de asta ideea de a investi de fapt se baza pe insight-ul ăsta că se pot identifica. Bun, și care idei după cine sunt câțiva dintre mari influenceri ai ultimelor două milenii? Da, nu i-aș numi influencer, dar influencer, oameni, nu la modul sarcastic. Ai putea să spui, să te uiți la foarte mulți oameni. Cred că astăzi, sau în momentul în care mi-am pus întrebarea și m-am uitat la, era cred undeva 2012-2013, concluzia era atunci, cel puțin, trei oameni mi s-au părut absolut fascinanți. Paul Graham, Peter Thiel și Elon Musk. Oameni care sunt în viață în momentul da, ăsta. Da, da. Atunci și nu erau încă ce sunt astăzi. Adică nu erau foarte evidente toate lucrurile. Sigur, Musk tocmai trecea de un aproape faliment cu Tesla, toate problemele undeva în 2012. În istorie, foarte mult m-am uitat la, pe de o parte, oameni de știință, Newton, genul ăsta de oameni care aveau un anumit gen de background, studiind background-ul, tot ce au făcut, felul în care vedeau lucrurile, pe de altă parte filozofi, fie că vorbim de Platon, Aristotel, oameni de genul ăsta, sau artiști, pentru că și artiștii aveau o altă nuanță la ce căutau. Și totuși, întorcându-ne înapoi, observând de exemplu, a făcut Paul Graham, care încerca să facă același lucru pentru zona de startup-uri în US, anume să accelereze creșterea economică sub o formă sau alta, prin faptul că a creat un întreg trend despre care, mă rog, permitea oamenilor foarte ambițioși, foarte talentați, să construiască tehnologie și prin asta să creeze foarte mult impact pozitiv, dar în același timp să creeze și niște averi semnificative pentru care oamenii mergeau în US, în Silicon Valley. Sunt două, trei exemple de startup-uri în care a investit Paul Graham și au devenit foarte multe. Practic Dropbox, Airbnb și Coinbase ar fi trei dintre ele. Le-a dar văzut. Da. Încă de la început. Nu, sunt... Practic, Paul Graham a fondat Y Combinator, care este cel mai important incubator din lume la ora actuală. Iar Paul Graham, după ce a fondat, în timp ce lucra la zona asta, a scris o serie de esee atât de simple pe de-o parte și elocvente, că practic a dat naștere unei întregi mișcări prin care din întreaga lume oamenii cei mai ambițioși plecau în Silicon Valley ca să fie finanțați de Paul Graham și Y Combinator, să fie în aceeași cameră cu alți oameni super ambițioși și talentați. Și odată ce îl descoperiai, era clar un magnet absolut extraordinar pentru a fi acolo. Și e și acum extrem, extrem de fascinant să vezi background-ul de filozofie, matematică, artă și în același timp cum înțelegând lucrurile astea că tehnologia de fapt poate face posibile oportunitățile pentru oameni, a creat o mișcare care ulterior, ok, povestim despre ea în România zeci de ani după, dar a dat naștere și la atât de multe startup-uri. Și sunt peste 1000, de fapt. Cred că, nu știu, între 1000 și 2000 deci, în care au investit. Efectiv un om care a schimbat economia, care a crescut. Cu siguranță.
cu siguranță. Sunt mulți, clar, cu care el a lucrat și a construit lucrurile astea, dar ce a reușit să facă e absolut extraordinar. E la fel ca în antichitate, când un filozof era atât de puternic și putea să se împrăștie ideile atât de mult încât să creeze o școală de filozofie. Cam da. În termenii ăștia despre asta vorbim. Și ai mai zis Elon Musk și Peter Thiel, care au fost și asociați la un moment dat, nu știu, în PayPal, oare? Da, în PayPal. Între timp s-au despărțit. Da. E încă extrem de intrigant cum într-o companie precum PayPal au fost atât de mulți oameni extraordinar de talentați, care acum sunt definiți ca PayPal Mafia și practic sunt oameni care au construit, mă rog, clar Tesla, SpaceX și toate celelalte companii prin Elon, Peter Thiel, care a investit în Facebook, a fost primul investitor și după Palantir și așa mai departe. YouTube a fost construit de un cofondator, LinkedIn, Yelp și încă câteva companii de genul ăla, toate de oameni care au fost la un moment dat în aceeași cameră și au mers mai departe. Dar ce mi-a devenit clar într-un fel foarte devreme legat de Musk era că... Deci pe Musk l-ai simțit încă de acum 10 ani? Da. Ce face este... Chiar aveam un întreg plan, o întreagă hartă a implicațiilor tehnologiilor pe care le construiește și cum asta încă din 2012, cumva mă gândeam cum aș putea exprima că ceea ce face este atât de diferit ca impact și scală de toți oamenii care sunt foarte, din nou, foarte nice și orice efort contează, dar scala la care lucrurile astea se întâmplă va da naștere la ceva atât de drastic și diferit că practic va fi cel mai probabil la un moment dat cel mai important om din istorie la momentul respectiv și părea că cea mai simplă variantă de a exprima ideea asta era că urma să fie primul trilionar care va fi cu un ordin de magnitudine mai, mă rog, bogat decât următorul după el, numai din cauza la impactul pe care companiile astea urmau să le aibă. O să revenim asupra lui Elon Musk, aș vrea să te mai întreb unele lucruri. Altfel, celălalt nume despre care vorbea Benny, Peter Thiel, este singurul care a ajuns de Halloween la Bran. Elon Musk a ajuns doar după news-urile din presa românească. Bun. Deci, cu alte cuvinte, la asta te-a ajutat lectura, la asta te-a ajutat să citești filozofie, viețile oamenilor cu adevărat vizionari din ultimii 2000 de ani. Dar nu te-a îngrijorat lucrul ăsta că foarte mulți dintre ei au ajuns să fie recunoscuți abia după moartea lor? M-a îngrijorat doar într-un anumit sens, clar uitându-mă la povestea respectivă, dar de fapt exista o lecție acolo că nu ajunge, nu știu, să înțelegi niște lucruri. Uh-huh. Că dacă nu găsești o variantă de a te ajuta tu, dacă nu găsești o soluție mai bună de a merge mai departe, vei putea muri cu cele mai bune idei în ciuda celor mai bune intenții pe care le ai și asta a fost o lecție pe care noi am tot reînvățat-o și cu Elrond, pentru că în prima fază, mai mult de un an jumate, practic, în ciuda la cât de avansată era arhitectura, cât de interesante erau lucrurile pe care le făceam, că aveam tehnologia. Toată lumea vorbea despre Elrond la vremea respectivă ca o tehnologie mult mai avansată decât Bitcoin. Da, dar nimeni nu credea și nu numai că nu credea, practic pentru un an jumate noi a trebuit să finanțăm tot acest efort din banii noștri. Doar după aproximativ un an jumate primii investitori au venit înăuntru și i-am luat înăuntru pentru că am zis că acum este un moment extrem de important pentru a
duce lucrurile mai departe de România, mai departe de, nu știu, țările imediate în care aveam acces. Asta se întâmpla în 2019. Da. Deci voi un an jumate ați venit cu bani de acasă. Da, da. Și tot ce spun este, întorcându-mă la oamenii aceștia, este că dacă nu am fi avut resursele, dacă nu am fi găsit soluții nu doar la partea tehnică, ci și la toate celelalte probleme care au intervenit și tot timpul intervin, cum am spus, poți să mori din, adică nu ajunge doar partea asta că ai, nu știu, cel mai bun insight pe un anumit subiect, dacă nu ești atent, dacă nu depui efortul pentru a merge mai departe, la un moment dat lucrurile se pot termina sau finaliza într-un mod mai nefericit. Pe de altă parte, eu cred că secolul ăsta pe care îl trăim noi, viteza asta cu care ne mișcăm și cu care evoluează toată tehnologia, cred că e în avantajul adevăraților vizionari. Adică dacă în secolul trecut sau acum, nu știu, 5 secole trebuia să mori ca să-ți recunoască cineva meritele, acum, cred că pe timpul vieții tale, lumea va afla dacă ești cu adevărat un vizionar, da, dacă îi vei influența sau construiești viitorul sau ești doar un tâlhar. Sigur, sigur. Cred că într-adevăr, orice ar fi și de multe ori, mă rog, ne obișnuim cu tot binele pe care îl trăim, psihologic, după câteva zile, aproape că încep să nu mai vezi nuanțele, indiferent cât de bine ar fi, te obișnuiești. Mediul în care trăim, timpurile pe care le trăim, în ciuda multor dificultăți care există încă, este absolut extraordinar după orice standard de obiective și trăim niște vremuri pe care nici cei mai mari regi de-a lungul istoriei nu le puteau trăi, în ciuda avuției, mă rog, și toate tuturor oportunităților pe care le aveau. Așa că ideea de a conștientiza faptul ăsta e un exercițiu în sine. Pentru că poți foarte ușor să uiți de toate lucrurile astea și poți să mergi doar înspre, nu știu, ce spune media sau toate discuțiile pe care oamenii le au. Și pe de altă parte, într-adevăr, asta și înseamnă că oamenii care sunt ambițioși, care vor să depună efort, astăzi, mai mult decât oricând, pot să construiască lucruri, pot să contribuie în foarte, foarte, foarte multe feluri. Da, e foarte greu să mai pui cu adevărat piedici astăzi cuiva. Dacă ești cu adevărat bun, ai toate șansele în viața asta să reușești. N-ai doar o șansă, n-ai doar două. Ai așa toată viața șanse la orice, la orice vârstă. Acum, îndepărtându-ne puțin de filozofie, chiar dacă nu-i cel mai bun moment al tehnologiilor pe care le creezi și al căror avocat ești, 2022 a fost un an dezastros pentru criptomonede, de exemplu. Inclusiv mă uitam, e-gold e momentul ăsta undeva la 40 și ceva de dolari, de la un vârf istoric 434. La un moment dat Elrond valora spre 5 miliarde, nu atâta era capitalizarea de piață, vreo 5 miliarde de dolari, acum e undeva spre 1 miliard. Dar vreau să-mi spui cum a fost toată creșterea, cât de grea a fost toată creșterea asta, cum erați și sunteți pregătiți pentru anul ăsta care a fost un an greu și cum ca fondator tu vezi tabloul mult mai larg, nu neapărat că acum e-gold e 400 de dolari și, nu știu, peste un an 40 de dolari. Ideea cred că este așa, indiferent cât de bună ar fi o idee, implementarea ei în practică va lua extraordinar de mult timp, efort, resurse, oameni și asta, sub o formă sau alta, e o lecție pe care odată ce o înțelegi, abordezi lucrurile puțin diferit.
e clar că te aștepți ca oamenii, piața, gradual să înțeleagă doar impactul tehnologiei pe măsură ce utilitatea vine. Chiar dacă lucrurile durează, câteodată ele funcționează, altă dată iau ceva timp. De la punctul la care noi am început prima conversație, la punctul la care am avut prima validare teoretică a paper-ului pe care l-am publicat, la punctul la care am avut primul prototip care valida tehnologia dincolo de teorie, în practică, la punctul la care am construit prima versiune a rețelei, la punctul la care după am lansat în producție prima versiune, a durat foarte mult timp. Au fost foarte multe încercări, foarte multe lecții de învățat și faptul că oameni absolut excepțional există și au fost în echipa Elrond, faptul că oamenii nu doar că au fost excepționali, ci că au trebuit să se reinventeze la fiecare pas cu toată echipa, să învețe lucruri complet noi, să ia poziții foarte inconfortabile temporar pentru ca să putem merge mai departe. Asta este ce a făcut ca la fiecare pas, în ciuda provocărilor care în mod inevitabil apar, să putem să mergem mai departe, să putem să învățăm lecțiile care sunt de învățat și să trecem de absolut orice obstacol, dar și orice punct maxim pe care oamenii îl credeau posibil. Și asta ne aduce în punctul actual în care, de fapt, înțelegem că tehnologia există, ea este disponibilă, e în producție, dar, cum spuneam și înainte, faptul că tehnologia există nu înseamnă că adopția se va întâmpla de la sine. Și pentru adopție trebuie să lucrăm extrem de eficient, trebuie să aducem alte produse, trebuie ca aceste produse să fie adoptate de diferite părți ale pieței și cred că la diferite puncte piața va tinde să reacționeze foarte impulsiv și într-un fel ca un depresiv maniac. Nu, profilul psihologic al pieței nu e unul care e foarte, nu știu, calculat, conservator, care merge mai departe. Este astăzi, totul e absolut extraordinar de bine, nu poate exista nimic rău, iar mâine totul este absolut dezastros. De unde și neîncrederea foarte multor majorității oamenilor, de fapt, în ceea ce înseamnă piața asta, volatilitatea ei. Pe de altă parte, asta se întâmplă cu absolut orice tehnologie în prima fază. Adică, dacă ne uităm la piața bursieră, în ultima perioadă nu prea mai există niciun fel de diferență între zona de blockchain, crypto și piața bursieră. Dimpotrivă, există foarte multe glume și meme astăzi care arată cât de drastică e volatilitatea, lucrurile care s-au întâmplat în ultima perioadă, fie că vorbim de război, de pandemie, au schimbat complet la nivel macro scenariul, dar tot ce spun e că, înțelegând pe de-o parte felul în care tehnologia e adoptată, e o idee foarte importantă și asta noi am avut multe discuții atât intern cât și în comunitate cu oamenii pentru a-i ajuta să înțeleagă acest parcurs. Pe de altă parte, înțelegând piața în sine, este o chestie diferită și importantă în sine doar din ideea că nu ar trebui niciodată să te aștepți ca peste noapte ceva să funcționeze. Nu contează cât de bună este ideea, chiar și Musk, în ciuda la cât de determinat, capabil și competent este, în ciuda a câtor resurse are și acces la toate resursele din Silicon Valley, tot a fost la punctul la care totul putea să se prăbușească de mai multe ori, la un pas de faliment,
până, nu știu, în ultima oră a anului, posibil când a reușit să închidă o rundă de finanțare, și au durat 20 de ani până când, de la ideea care s-a tot metamorfozat, am ajuns în punctul în care suntem. Așa că și în cazul nostru e clar că țintim la ceva ce credem foarte puternic că va avea un impact pozitiv disproporționat, doar că există etape și faze pe care trebuie să le parcurgem. La fiecare pas trebuie să regândim jocul, trebuie să ne readaptăm și s-ar putea ca, dacă nu ești atent, să mori într-un pas foarte simplu și să nu mai vezi sfârșitul spre care țintești. Așa că e important pentru noi tot timpul să rămânem și pragmatici. Pe de o parte ne uităm foarte departe în viitor la tot ce urmează și ce ar trebui să construim. Pe de altă parte încercăm să fim cât de lucizi se poate în tot ce avem de făcut operațional, tot ce avem de livrat, felul în care, nu știu, scalăm lucrurile, livrăm produsele. Și astea sunt niște lucruri care nu pot lipsi. Adică dacă faci doar unul dintre ele, ok, poți să execuți extrem de bine în ceva care e pur operațional, dar nu neapărat va avea genul ăsta de impact. Da, în 2000, când ați atins voi cu moneda voastră, criptomoneda voastră, cu e-gold-ul maximum, anul trecut? Cred că anul trecut. Când erați la 434 de dolari, erați pregătiți pentru căderea de acum la 40? Ideea e că în realitate la noi nu s-a schimbat absolut nimic. Adică nu s-a schimbat nici atunci, nu s-a schimbat nici acum. Tot ce s-a schimbat e, suntem mai mulți oameni între timp, mai concentrați, mai aproape de ce ne-am propus, dar ca eforturi absolut nimic nu s-a schimbat. Din potrivă, știm că toate rezultatele astea vin cu lansările noi, cu produsele noi, cu adopția nouă și de fapt toată creșterea care a venit atunci a venit din cauza că am lansat un nou produs care a tras o bună parte din piață înspre ce construiam noi și care ne-a ajutat să facem încă un pas foarte, foarte important înainte. Bine, toată piața de cripto anul ăsta a scăzut, că vorbeai tu despre comportamentul ăsta cumva animalic al pieței. Astăzi toată lumea zice că nimic nu se poate întâmpla, mâine toată lumea plânge și termenii ăștia de bull market și bear market, da, sunt nu întâmplător, sunt două animale așa alese pentru asta. Practic, ca să explicăm pentru cei neinițiați, bull market e atunci când piața e în creștere și bear market e locul în care suntem acum, când e pe scădere. De ce anul ăsta a scăzut toată piața a cripto? Păi, ideea de bază cred că este că, pe de o parte, macro tot a scăzut, adică a început o corecție foarte semnificativă care a venit pe fondul pandemiei, pe fondul războiului și alte schimbări foarte importante, după care pe acest fond au fost mai multe evenimente extrem de problematice în zona de cripto. Proiecte importante care au eșuat. Terra Luna a fost acum câteva luni, acum tot ce se întâmplă cu FTX. Vreau să vorbim puțin despre FTX, pentru că acolo mi se pare bine. Probabil se vor face filme, cărți și așa mai departe, dar vreau să vorbim puțin despre asta, dar nu acum, un pic mai încolo. Și atunci, ce cred este de fapt că există o reacție care mai mult de 80% ține macro de ce se întâmplă, iar piața cripto este strâns corelată cu piața bursieră, cu toate lucrurile astea care se întâmplă. Ce cred mai surprinzător este faptul că Facebook, Amazon, Google, care sunt companii pe care oamenii le înțeleg, au avut niște corecții similare cu piața cripto. Asta cred că e o poveste și mai intrigantă și importantă. Faptul că zona de cripto trece prin aceste faze de adopție, care sunt cu fiecare nou ciclu mai apropiate de impactul pe care tehnologia îl promite, ca și în
timpul foarte inițial al internetului, internetul nu a fost niciodată, nu a fost inițial ceea ce înțelegem noi astăzi. Acea rețea care conecta universități și armata în prima fază, uh-huh, permitea un anumit gen de interacțiune foarte programatică, deschisă doar câtorva oameni din întreaga lume. Ce a schimbat internetul a fost acel moment al browserului care a deschis această piață pentru toată lumea, indiferent că înțelegeai sau că nu înțelegeai nimic, faptul că puteai să explorezi website-uri trezea un interes anume, după care e-mail-ul, după care alte aplicații de genul ăsta au deschis o altă cale și în esență ce încercăm noi să facem și ce considerăm că va schimba lucrurile este aceeași tranziție pe care am văzut-o în era inițială a internetului și anume tranziție de la dial-up la broadband ca performanță și tranziție de la non-browser la browser, nu numai că va crea fundamentul pentru ca aplicații să se poată construi pe tehnologia asta, dar va și permite tuturor oamenilor să acceseze tehnologia, să se joace cu ea, să construiască pe ea. Și cred că asta la sfârșitul zilei va deschide oportunități mai mari decât orice altă tehnologie imediată care vine, cu accentul că asta nu se întâmplă peste noapte și că în procesul acesta vor exista foarte multe alte provocări. Oamenii vor trebui să învețe lecțiile, vor trebui să treacă prin procese, vor trebui să învețe ideea de răbdare, ideea de diferenția între companii care construiesc ceva, uh-huh, sau proiecte care într-adevăr au tehnologie pe care o construiesc, uh-huh, și proiecte sau echipe care doar, mă rog, sunt acolo, dar nu neapărat pot livra ceea ce își propun. Iar acum suntem într-o perioadă de foarte mari provocări, pentru că, sigur, eu personal știu foarte mulți oameni care anul trecut erau criptoentuziaști, uh-huh, și acum nu vor să mai audă despre cripto. Că au pierdut sau nu au pierdut, sigur, bani. Însă tu nu pari băiatul cripto-oportunist. Tu ești, știi că e mai mult decât cripto, e mai mult decât blockchain. Da. Ești filozoful care încearcă să îți, pe lângă faptul că încerci să construiești viitorul, aș vrea cumva să ni-l și prezinți în cuvintele noastre. Mm-hmm. Cu siguranță ceea ce vezi tu e mult mai mult decât ce vedem noi, nu știu, în transformarea Elrond în Multiverse X și toate produsele care sunt sub umbrela asta. Da, cred că o versiune foarte scurtă, concisă și la obiect ar fi ideea că dacă lucrurile odată livrate, ideea asta de blockchain cu o interfață foarte simplă poate face două lucruri la nivel global. Unu, creează premisele sau baza pentru un nou tip de sistem financiar care să fie transparent, să funcționeze după performanțele internetului și să permită oricui, oriunde ar fi în lume, să acceseze acest tip de servicii financiare, care ar permite transferuri instantanee, la un cost absolut trivial, între oameni de oriunde ar fi în lume. Și accentuez că astea sunt două valori distincte și extrem de importante, și anume ideea de a optimiza un sistem care există, adică avem un sistem financiar, el funcționează, dar se poate mult mai bine. Cu un sistem transparent, de fapt, oamenii sunt forțați să-și regândească jocul. Nu vor mai putea acționa, sau vor putea, doar că vor fi mult mai rapid penalizați. În momentul în care cineva vede toate lucrurile astea, comportamentul se schimbă atunci când știi că toată lumea se uită la tine. Uh-huh. Și asta e un fel foarte elegant de a rearanja sistemul financiar fără coerciune, fără lupte, fără război. Ideea de a avea, de asta există, mă rog, foarte multă obstrucționare în procesul ăsta, pentru că nu toată lumea este la fel de aliniată pe ideea de a avea un sistem transparent, clar, deschis către toată lumea. Pe de altă parte, mai este ideea că
undeva la 1,8 miliarde sau 2 miliarde de oameni nu au încă acces la niciun fel de servicii financiare. Și faptul că printr-un telefon ar putea să aibă acces, le schimbă complet viața. Asta e ideea cea mai simplă pentru care cred că, la fel ca și internetul, zona asta de blockchain în esență va avea probabil unul dintre cele mai mari impacte de creștere economică de la internet încoace. Acum, mergând un pas mai departe, zona de metaverse este o extensie atât a internetului cât și a ceea ce se întâmplă în zona de blockchain și e cea mai importantă aplicație a tehnologiei blockchain. Pentru că un metaverse, și aici e insight-ul de bază, nu poate exista fără tehnologia blockchain. Din ce cauză? Păi, pe scurt, ideea de a putea defini niște reguli într-o lume pe care o construiești, care nu sunt arbitrare, care sunt transparente și care nu pot fi modificate, poate fi facilitată de tehnologia blockchain. Acum, pentru a ne înțelege încă de la început, deși a trecut o oră de când tragem episodul ăsta, eu consider că încă suntem la început. Metaverse nu înseamnă să spui niște ochelari Oculus și să renunți la problemele, mă rog, de zi cu zi, să uiți de facturi, de creșterea facturii la curent și să te joci într-o altă lume și după aia să revin lumea concretă. Nu ăsta e metaversul pe care tu îl imaginezi. Da, cred că e într-adevăr extrem de important să definim ce înțelegem prin ideea de metaverse, pentru că ideea a fost foarte distorsionată în ultima perioadă, în mod deosebit de câteva companii care au creat un anumit soi de metaverse care nu e deloc, nu știu, fascinant, interesant, intrigant, e super banal, este pe de o parte tehnologic, arată ca un soi de desene animate din anii 90. Cum erau jocurile pe... Tu n-ai prins HC98, nu știu, cred că se numeau, erau calculatoarele dinaintea Pentium-urilor. Da, cam așa arată metaversul în ziua de astăzi. Exact. Și toată partea asta cred că ar trebui definită, și anume, dacă facem un pas înapoi, putem vedea metaversul prin două, trei metafore, înainte să povestim de tehnologie. Într-un fel, ideea de metaverse este, de fapt, o lume nouă a imaginației, care, în esență, ar trebui să creeze cea mai fascinantă iterație de lume pe diferite direcții sau subiecte. Și la ce mă refer aici? Să spunem că ne imaginăm și am vrea să construim o lume pentru educație sau entertainment. Sunt convins că tot ce am învățat până acum ne va permite să construim ceva ce nu s-a mai făcut. Ceva ce ia cele mai bune versiuni pe care le avem în lumea actuală și le duce mai departe. Ideea de a explora în același fel în care explorăm prin cele mai bune cărți scrise, ceva ce nu are limite, ce poate fi trasat într-o direcție în care niciodată nu ai putea să construiești același lucru în lumea fizică, este frontiera asta nouă pe care noi o numim metaverse. Acum, sigur că văzut dintr-un alt unghi, această idee nouă va fi aproape o altă formă de comunicare, un alt fel de mediu sau limbaj, la fel cum cărțile, să zicem, o carte de ficțiune, în esență conturează sau creează un fel de lume de genul ăsta, care e, poate fi numită metaverse. Pur și simplu n-o numește așa, pentru că nu era... Da, doar că metaversul, așa cum arată el în momentul ăsta, nu te transportă în niciun caz într-o lume atât de magică precum o carte. Exact.
Asta este problema pentru care în prima fază nu discutăm de versiunile actuale, ci discutăm ipotetic de cum ar putea arăta ideea în cea mai bună forma ei. Și mergând dincolo de zona asta de cât de expresiv, precis sau evocativ poate fi acest nou limbaj, sigur, el poate fi văzut și ca o extensie vizuală a internetului, foarte vastă, interconectată, interoperabilă, într-un fel în care ai nu o lume, ci nenumărate lumi pe care le vei putea tranzita, explora. Prin ce device-uri? Asta este întrebarea. Asta este, să zic, foarte irelevant în prima fază și ăsta este și insight-ul de bază pe care noi îl avem. Că de fapt, înțelegând care este scopul cu tehnologia asta, beneficiile pe care le poate aduce, important este să nu te blochezi în zona de VR, care s-ar putea să dureze 5-10 ani până când ajunge, nu știu, fezabilă, la utilitate maximă. Și aici cred că este și cea mai mare problemă, să zicem, a Facebook, că din cauza că tehnologia nu este pregătită, nu este ready, au creat o versiune care e atât de banală și atât de... nici nu știu care este cuvântul. Dezamăgitoare. Complet dezamăgitoare, dar e mult mai mult de atât. E un fel de glumă pe care dacă cineva ar vedea-o cu privire la, nu știu, un om arbitrar luat de pe stradă care ar spune că uite asta a construit el, ai înțelege și ai spune uite omul ăsta se străduiește. Dacă cineva investește zeci de miliarde și vine cu genul ăsta de visual expression pentru o idee care în esență e atât de potentă, trebuie să te întrebi e o glumă, îi face lui cineva o glumă, cum de lucrurile arată așa? Și eu cred că problema Facebook în momentul ăsta, sau mă rog, Meta, vorbind de companie, este faptul că rata de adopție este foarte greoaie. Da, întrebarea probabil e, reformulând partea asta din nou, întrebarea este dacă admitem că asta ar putea să facă tehnologia și că ai putea să creezi experiențe mai bune sau incomparabile cu tot ce avem acum pentru majoritatea oamenilor, fie că vorbim de, nu știu, explorare, educație, entertainment, lucru, în această lume nouă pe care o numim Metaverse, se nasc două întrebări. Unul, care este calea spre genul ăsta de adopție? Cum facem să nu așteptăm 10 ani până se întâmplă adopția asta? Pentru că dacă așteptăm 10 ani, ok, mai povestim în 10 ani. Acum ne concentrăm la ce avem de făcut. Și doi, cum facem ca genul ăsta de tehnologie să nu devină, să devină un catalizator pozitiv pentru tot ce avem și să nu devină un drog care distorsionează complet progresul, nu știu, societății și ne creează o distopie în care toți intrăm, lăsăm ca lumea să se prăbușească complet și tot ce mai facem este stăm în jocurile astea virtuale în timp ce în jurul nostru nu mai funcționează absolut nimic. Aici aș vrea să fac o paranteză înainte să-ți continui visul și traducerea asta viitorului pe care tu l-ai în minte, numai că noi încă nu le înțelegem exact. Îmi place că vorbești despre ecuația asta a binelui și a răului și nu e prima oară când spui că de fapt scopul tău este de a schimba lumea în bine. Când de fapt știi bine că tehnologia poate să aibă și reversul în rău. Adică pentru tine din start binele a fost scop în ceea ce faci. Da, cred că nu are, adică orice progres de genul ăsta, dacă nu duce într-o direcție bună, nu și are sensul. Adică nu și cred că vor fi provocări și aici de asta și povestim. Ideea nu e doar de a recunoaște cât de potentă poate fi tehnologia, ci ce este nevoie să facem
în așa fel încât ea să meargă în direcția bună, că nu va merge de la sine în direcția bună. Tehnologia la sfârșitul zilei va fi un tool pe care îl poți folosi în foarte multe feluri. Adică tehnologia acest multivers poate să aibă oricând, fără sigur, voia ta, sigur, revers. Sigur, sigur. Și dacă ne uităm, ideea sau problema cu foarte multe startup-uri în tehnologie ține mult de scala la care ajung. Exact. Adică același startup, Facebook, văzut când avea zeci de milioane de user, era cel mai cool startup. Toată lumea iubea serviciu, toți erau extraordinar de impresionați. Problema a apărut când a depășit 2 miliarde. Exact. Adică la sute de milioane încă erai foarte ok, impresionat. În momentul în care jumate din populația lumii este pe o platformă de genul ăsta, orice schimbare poate cauza atât de mult downside că practic ar trebui să regândești complet ceea ce faci. Și cred că aici vine și distinția între ce este astăzi definit ca un metaverse de Facebook, Meta sau celelalte companii și ceea ce încercăm noi să clarificăm din start ca fiind foarte diferit, adică cu niște scopuri foarte clare care împinge frontiera sau limita cunoașterii noastre, experienței pe care o avem, interacțiunii pe care o avem și în același timp poziționează lucrurile într-un fel în care această lume nouă nu este o înlocuire a ceea ce avem, ci o extensie sau expansiune a celor mai bune lucruri pe care le avem. Bun, acum Beniamin Mincu poate să vorbească despre a schimba lumea în bine în momentul în care produsul său, rețeaua Multiversex, are 1 milion de utilizatori. Da, cu siguranță Mark, care are Facebook cu miliarde de utilizatori, cred că nu mai poate să vorbească doar despre bine, cred că se gândește ce creștere declarăm anul ăsta, investitorilor, acționarilor. Sunt convins că sunt lucruri care distorsionează, incentivuri care distorsionează parcursul, paradigma, și Meta e într-o poziție de genul ăsta, dar cred că sunt lucruri și mai simple și fundamentale care sunt greșite chiar și până la punctul de profit și profit care trebuie declarat. Și anume ideea asta de, cum spuneam, a defini ceva într-un fel care... Să presupunem, facem două experimente mentale. Meta ia naștere, are 1 milion de useri, are 10 milioane de useri. Există un punct la care genul ăsta de tehnologie devine un virus pentru umanitate și un punct la care tehnologia poate fi foarte benefică și productivă. Întrebarea este ce face diferența între o direcție și cealaltă direcție și cred că nu e vorba doar de scală, ci e vorba de ceva ce pare o nuanță, dar dusă foarte departe, se dovedește a fi punctul care diferențiază o distopie de, nu știu, un progres pozitiv al umanității. Și la ce mă refer aici e ideea asta în care recunoaștem că există o responsabilitate mai departe, care continuă de a explora, dezvolta și duce mai departe lumea în care trăim și asta nu va dispărea. Nu va dispărea nici faptul că poți să faci descoperiri mai bune, mai multe și trebuie să meargă lucrurile mai departe și în același timp în momentul în care apare acest nou mediu care prin natura lui îți permite să evoluezi mult mai rapid, să înveți mult mai rapid, să construiești mult mai rapid, aproape că se naște o tensiune care devine evidentă doar câțiva pași mai târziu. De ce aș mai continua să investesc în lumea asta dacă intrând în zona de metaverse aș putea să devin un rege în castelul meu, unde, nu știu, mă joc cu prietenii mei, suntem doar noi, totul este foarte bine.
atâta timp cât lucrurile rămân toate în, doar în mediul ăsta și în lumea reală eu stau, nu știu, într-o cutiuță. Exact. Sub care, din care nu mai, nu știu, contribuie în niciun fel, nu mai progresez în niciun fel, se naște o problemă care nu mai ține, atât timp cât cineva, un singur om face chestia asta, e ceva, când un milion de oameni fac chestia asta, e altceva, când zeci sau sute de milioane fac partea asta, ai dintr-o altă perspectivă, ce se întâmplă e un fel de virus care poate să fie, de fapt, chestia de bază care oprește tot progresul umanității. Și de aici a venit distopia despre care multă lume vorbește și de care mulți se tem. Dacă ne uităm la Ready Player One sau Snow Crash, care sunt două dintre, să zicem, cele mai populare romane scrise despre zona de metaverse, ambele conturează câte o distopie. Snow Crash este prima carte în care conceptul de metaverse a apărut în anii 90-92, okay. și Ready Player One, ceva de genul 2011, a fost publicată. Ideea este că Ready Player One pare versiunea pe care ai putea o vedea în, nu știu, întâmplându-se în 5-10 ani, dacă deciziile luate acum merg într-o direcție greșită. Deci crezi că ăsta e momentul X? Da, cu siguranță. Cea mai importantă intersecție pentru viitorul umanității? Sunt convins că sunt multe evenimente de genul ăsta pentru tehnologii și asta este una dintre ele, dar dacă Meta continuă să meargă mai departe în direcția în care își propune să meargă, cred că are toate șansele să creeze exact genul de distopie pe care o citești foarte rapid, în sensul în care imaginează-ți pentru o secundă că tot ce spun se întâmplă. Poți crea lumile astea, le poți crea foarte simplu, ele sunt de natură să-ți ofere, nu știu, experiențe, valoare, interacțiune mai împlinitoare decât orice interacțiune în lumea fizică. Ăsta e metaversul pe care nu ți-l dorești tu. Exact. Problema este, imaginează-ți că toată sfera asta este deținută de o singură companie, cu acele incentivuri de profit, da, pe care trebuie să le declare. Există un scenariu care devine atât de pervers într-o anumită formă, că orice ar fi, nu-ți dorești să ajungi într-un viitor de genul ăla. Mai degrabă vrei nu numai toată lumea asta care îți poate oferi, nu știu, o extensie a tuturor lucrurilor bune pe care le ai deja, dar vrei să fie și o lume deschisă, interoperabilă cu toate celelalte lumi. O lume în care poți deține, nu știu, asset-uri, poți să-ți definești reguli, poți să construiești tu lumi de genul ăsta. Nu trebuie să fii doar consumator, poți să fii și parte dintre arhitecții, nu știu, planetelor sau lumilor de genul ăsta. Da, înainte să-mi descrii metaversul tău sau multiversul pe care tu îl imaginezi și să ni-l traduci în cuvintele noastre. Aș vrea să întreb, care sunt valorile tale etice, morale? Care e baza pe care te susții din punctul ăsta de vedere? Tu ca persoană, băi. Depinde foarte mult la ce te referi. Ideea este, filozofic vorbind, mi se pare că sunt niște lucruri evidente, și anume faptul că toată partea de, nu știu, tehnologie sau eforturi ar trebui să contribuie spre binele oamenilor și că asta e ceva foarte evident pentru mine. Faptul că în măsura în care tehnologiile sau orice eforturi de fapt distorsionează, denaturează sau duc într-o complet altă direcție, ele fie ar trebui corectate, fie înlocuite cu alte tehnologii foarte bune sau care duc în direcția bună. Cred că sunt multe discuții sau întrebări care
pot merge foarte departe în zona asta, dar la sfârșitul zilei cred că ideea de bine, dacă nu se regăsește la nivel fundamental în ce construim, cred că facem lucrurile degeaba. Pentru că mi se pare că discursul tău are cumva în background și de fapt simplu morală creștină. Altfel, cred că e foarte greu să le vinzi oamenilor ideea asta a unui viitor bun, pentru că știi foarte bine că nimic, dacă nu e ceva ce poți să pui mâna, să pipăi, să... e greu să-i convingi pe oameni, să le vinzi viitorul ăsta. Și atunci trebuie să-l descrii cât mai descriptiv, iartă-mi. Da, cred că oamenii, în esență, înțeleg, pe de o parte, lucrurile și dincolo de descrieri. Adică înțeleg motivul, de exemplu, pentru care până de curând compania, proiectul se numea Elrond, era din cauza că în Lord of the Rings acest personaj nu doar că este all powerful, adică are o putere extraordinară în a influența cursul istoriei sau lumii, dar este și foarte determinat în a face lucrurile astea într-un mod bun. Și asta cred că e foarte, foarte rar. Într-adevăr, să existe o zonă de tehnologie, să existe conversațiile astea, într-un fel în care ele nu sunt rupte de impactul pe care îl pot avea, de realitatea pe care o trăim. Și prin Elrond, într-un fel, asta spuneam noi că nu ar fi rău să țintim, pe de o parte, să existe genul ăsta de impact disproporționat. Tipul mai era și nemuritor, între altele. Să existe genul ăsta de impact disproporționat, dar să existe o intenție foarte clară de a face bine cu tehnologia. Asta e, cred că, și motivul pentru care voi aveți foarte, foarte mulți fani. Adică au fost foarte puține proiecte care să aibă susținerea asta necondiționată, o comunitate asta activă. Indiferent cât ar fi crescut, ar fi coborât, aveați fanbase-ul ăla foarte, foarte puternic. Și l-aveți în continuare. Cred că asta e, din nou, o oglindă, pe de o parte, a ceva ce am încercat să construim intern, focus pe progresul pe care îl facem, pe pașii pe care îi avem înainte și o înțelegere că dacă acești pași sunt făcuți, vom vedea și rezultate. S-ar putea să nu le vedem peste noapte, s-ar putea să nu le vedem de pe o zi pe alta, dar la un moment dat, în aceste cicluri ale pieței, odată ce piața se corectează sau merge într-o altă direcție, ea va tinde în timp să încapsuleze valoarea. Faptul că odată este înțeleasă ideea asta și după comunicată, recomunicată de mii de ori și cu comunitatea și există o conversație constantă acolo, cred că poate da naștere la ceva absolut extraordinar și într-adevăr comunitatea a fost ceva ce nu am mai văzut în zona asta. Plus că e o comunitate creată un pic alte valori decât am văzut. Nu pe mașini scumpe, adică sunteți băieții din cripto care nu se afișează cu mașinile și cum să te îmbogățești peste noapte din cripto, blockchain și așa mai departe. Ați pus la bazele Rond un pic alte valori. Da. Un pic mai mult alte valori. Un pic, pare că, da, lucrurile, și din nou, nu e absolut nimic greșit cu a avea mașini, a construi lucruri foarte, foarte faine pe toate planurile, dar în momentul în care există și lucruri extrem de importante, care țin, cum am zis, de contribuția în mediul în care trăiești, de lucrurile astea care iau timp
și un efort care este înțeles și este depus. Dacă astea sunt înțelese, după, ok, o să existe mașini, o să existe foarte multe alte lucruri, ălea n-ar trebui să facă o diferență foarte mare, cum spuneam, e-gold la 400 sau e-gold la 4000, ok, sigur că va fi ceva foarte bun, tocmai din unghiul în care, asta povesteam și cu comunitatea, cea mai importantă chestie care ar trebui luată de aici este, sigur că oamenii o vor duce mult mai bine. Asta este un punct pe care îl iei dacă livrăm tehnologia, dacă ea este adoptată, dacă alții construiesc pe ea și așa mai departe, se creează foarte multă valoare și ea este distribuită. Ce credem că va fi extrem de important e ca în momentul în care oamenii trec de punctul la care, nu știu, banii sunt folosiți pentru mâncare, și ajung la punctul la care poți să-i folosească pentru orice altceva, e foarte ok să aibă lucruri faine, interesante, de explorat, dar ce cred că ar trebui să rămână ancora principală este cum contribuie mai departe. Pentru că dacă găsesc o variantă de genul ăsta, toate celelalte vin, trec sub o formă sau alta, nu ar trebui să te definească lucrurile astea. În schimb, dacă ai ceva ce contează pentru tine și spre care poți să faci progres semnificativ, cred că asta va aduce acea schimbare, nu știu, foarte, foarte importantă pe care ne-am dori-o în societate. Uite, o întrebare din zona gossip. E cineva care s-a îmbogățit, adică efectiv a ajuns multimilionar din tranzacțiile cu e-gold? Sunt foarte mulți oameni. Probabil și asta și acum. Mă aștept să fie mai mulți oameni decât s-ar putea cele mai multe companii care au existat în România. Deci foarte mulți oameni din comunitate, foarte mulți au ajuns nu doar milionari, ci probabil de ordinul zecilor de milioane sau sutelor de milioane. Piața se schimbă și fluctuează. Bani și așa. Adică bani cripto transformați în... Nu cred că oamenii de genul ăsta vor tinde să-și retragă banii tocmai din același motiv din care povesteam înainte, că odată ce înțelegi valoarea sau implicațiile, de ce te-ai întoarce înapoi la genul ăsta de bani care, nu știu, au inflație foarte mare, care îți pot aduce niște beneficii, dar la sfârșitul zilei nu cred că vor fi soluția finală. Deci tu spui că oamenii cumva transformați în multimilionari sunt mai mulți numeric decât toate companiile? Probabil nu toate la un loc, ci ce vreau să spun este că în general într-o companie valoarea este creată și capturată de shareholderi. Uh-huh. În zona asta de crypto, practic s-a întâmplat ceva ce este foarte diferit, și anume că majoritatea valorii este captată de comunitate. Într-o etapă în care Elrond probabil că a valorat undeva aproape de 10 miliarde de fapt la un moment dat, sunt convins că foarte mulți dintre oameni, și știu, avem foarte mulți prieteni care cărora Elrond le-a schimbat viața în sensul ăsta, și cred că asta am și văzut, dar am încercat să reaccentuăm partea asta. Dacă banii ăia, dincolo de, nu știu, vacanțe și așa mai departe, se și transformă într-un alt challenge pe care oamenii și-l iau și vor să-l implementeze. Orice ar fi, pentru că fiecare au hobby-urile sau atracțiile sau expertiza lor, atunci înseamnă că vom vedea rezultatele și am făcut ceva ce a meritat să fie făcut. Da, știu oameni care au sărăcit
Sunt convins că sunt și am avut foarte multe conversații și cu oameni nu care au sărăcit, ci care au trecut prin... Poate cele mai triste conversații sunt cu oamenii care au făcut trading și care cumva aveau milioane de dolari în ideea de a-i multiplica, au început cu milioane și au ajuns la nimic. Și asta e, dacă e o lecție super simplă, e că zona asta de trading pare a fi greșeala cea mai elementară și cea mai importantă pentru oameni. Adică pare că oamenii în prima fază nu văd că este un joc arbitrar pe care nu-l pot controla, care le oferă o iluzie că temporar funcționează, după care îi șochează cu ceva ce e atât de drastic diferit de ce își imaginau ei, că le schimbă complet jocul. Asta e pe de o parte pentru, să zicem, oamenii simpli și pe de altă parte foarte, foarte, foarte puțini oameni sunt în zona asta care în realitate produc valoare semnificativă pe termen lung. Majoritatea oamenilor trec prin Black Swans care după, ok, ai făcut foarte mulți bani, așa i-ai și pierdut peste noapte și după încep de la zero. În esență ai vrea pe cât posibil să fii într-o zonă în care poți construi în timp, poți înțelege riscurile, poți să mergi într-o direcție în care nu dispare tot ce ai construit peste noapte, în ciuda eforturilor pe care le-ai avut, mai ales în condițiile în care piața în sine este un sistem care fundamental nu poate fi mapat. Adică putem să avem o conversație foarte... Aici deja putem intra în moral, în filozofie. E ca și câștigurile la loto. Majoritatea covârșitoare a oamenilor care câștigă la loto au o soartă tristă, uneori cruntă, tocmai pentru că acele câștiguri vin într-un moment în care nu ești pregătit, în care destinul tău nu trebuia să se întâlnească cu asta. Sunt bani pe care cumva nu i-ai atras, nici nu i-ai muncit, nici nu i-ai atras, nici nu i-ai visat. Cred că au fost făcute niște studii extrem de importante și surprinzătoare legate de partea asta și concluzia era după ce au fost luate mai multe studii de caz, că practic era mai bine pentru om să-și piardă o mână sau să îi se amputeze o mână, un picior, decât să câștige $1,000,000 fără să treacă prin procesul psihologic de a învăța lecțiile. Și cred că asta e și challenge-ul în momentul în care lucrurile funcționează. De a trage concluziile greșite, de a te defini prin, nu știu, ce ai acum, fie că vorbești de o mașină, fie că vorbești de o casă, fie că vorbești de orice altceva. Și dacă reușești să reziști tentației de a, nu știu, echivala lucrurile astea cu identitatea ta și te poți bucura de ele, dar îți aduce aminte că la fel cum le ai astăzi, poți să nu le mai ai, e foarte bine că le ai, te poți bucura, dar la sfârșitul zilei, ancorele principale nu astea sunt, cred că poți trăi o viață incomparabil mai bună. Da, e una dintre conversațiile fabuloase pe care le-am. Sper că te simți bine, Beni, și dacă vrei să închidem, dar cred că mai avem multe lucruri de vorbit. E adevărat că are și foarte multe ramificații această discuție și ca să închidem partea asta despre criptomonede, criptoinvestitori sau criptoentuziaști, știi foarte bine că ultimii ani cu orice puști vorbeai de pe stradă, tot fiecare visa să se îmbogățească din cripto, alții s-au îmbogățit din cripto. Părea că nu poți să le vinzi niciun alt vis în viața lor decât cripto. Asta nu e anul în care 2022 n-a fost anul în care să-i mai vezi atât de vocali. Dar ce mesaj le-ai transmite? Cred că sunt câteva lucruri foarte importante. Unu, cum spuneam, ideea de a putea face progres
într-un mod semnificativ, cu oportunități care nu se găsesc în alte domenii, este și va fi întotdeauna atractivă, în mod deosebit pentru oameni tineri, ambițioși, cunoscători sau necunoscători. Important ar fi tot timpul să, în măsura în care oamenii sunt în zona asta de investiție, pare că dacă ar fi să simplific lucrurile, toată zona de trading, doar din cauza că înțeleg că oamenii nu vor putea să gestioneze și că ajung la sfârșit la zero, fie că zero ăla se întâmplă după un an, fie că se întâmplă după 5 ani, whatever, e mult mai bine să te uiți la valoarea creată și un fel de value investing. Adică încearcă să înțelegi ce se construiește, să anticipezi că va lua foarte mult timp, să te uiți la adopție, să-ți faci temele cu research și așa mai departe, la fel cum ți-ai face pe orice altă discuție, nu doar în zona de blockchain sau crypto. Și mai mult decât atât, probabil cea mai importantă chestie ar fi ideea de a încerca să-ți găsești o poziție din care poți contribui activ. Să te implici, să construiești un proiect, să contribui, nu știu, nu neapărat pe zona tehnică, zona tehnică e absolut fascinantă și extraordinar de interesantă, dar există zonă de economie, există zonă de politică, există zonă de, nu știu, comunicare, marketing și așa mai departe. În măsura în care oamenii își găsesc o variantă de a contribui, valoarea pe care o primesc este de natură să îi și treacă prin procesul ăsta foarte, foarte util, prin care învață cum pot conserva valoarea sau acumula această valoare, oricare ar fi ea. Și cred că ce e și mai interesant de atât este, la sfârșitul zilei, ce am încercat noi să facem și ce nu poate fi luat, pentru că nu e captat de ideea asta financiară, este vrei să te însoțești și să aduni oameni absolut excepționali, cu care și dacă ai face orice altceva, dacă ai avea bani sau dacă n-ai avea bani, tot cu oamenii ăștia ai construi lucrurile. Dacă poți face chestia asta, asta rămâne cu tine. Asta o iei peste tot și vei putea să construiești pe ideea asta. Asta e genul de echipă pe care mi se pare că l-ați creat voi la Sibiu. Mi se pare că banul nu face parte din valoarea adunării voastre. Da, este cu siguranță așa. Ați avut la Paris, mai departe de luna trecută, această zi X, unde ați lansat Multiverse X. De ce era nevoie ca Elrond, acest nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, să se transforme în Multiverse X? Ideea de bază ține de o căutare cu privire la cum vor arăta lucrurile în, nu știu, următorii 10-20 de ani și cum putem extinde tot setul de aplicații, utilitate pe care tehnologia blockchain o poate avea. Și pare că de departe cea mai importantă direcție de aplicații este în zona de metaverse. Dar în același timp, cum spuneam, am încercat să conturăm această nuanță care setează o altă direcție față de ce înțeleg oamenii acum prin ideea de metaverse și setează o direcție în care între lumea fizică și lumea cea nouă digitală pe care o construim, trebuie să existe o armonie, un feedback loop pozitiv în așa fel încât întotdeauna impactul să se întoarcă înapoi în lumea fizică și din lumea fizică să putem să iterăm, să construim, să explorăm alte lucruri pe care nu le puteam construi până acum. Și în afară de direcția tehnologiei, în afară de faptul că această idee de metaverse nu poate fi construită fără un blockchain, am încercat să și trasăm în mod activ direcția diferită și distinctă care poate fi foarte productivă și foarte de impact în sensul pozitiv prin ideea de multiverse. Pentru că, în esență, în ideea asta avem ideea de metaversul este deocamdată ceva foarte mic.
comparat cu universul fizic pe care îl avem, deci, ca spațiu. Voi vă doriți să construiți nu doar un metavers, cum vrea Facebook, vreți să construiți un multivers, în care fiecare să poată să aibă metaversul lui? Da, ideea, nuanța acolo, cred că e mai degrabă, vrem să fim la intersecția dintre lumi și în toate lumile, în măsura în care se poate, să facilităm construcția unei rețele de, nu știu, lumi, spații, interacțiuni, experiențe, dar în același timp să aducem aceste beneficii pozitive înapoi în lumea fizică și să ne asigurăm că oamenii în procesul ăsta nu uită că trebuie să existe acest feedback loop pozitiv, fără de care e foarte ușor să evadăm într-o lume, nu știu, virtuală, fără să mai avem niciun fel de interes. Și concret, cum veți face lucrul ăsta? Păi, la X-Day am trasat și am explicat cum se pot diferenția lucrurile și, în mod practic, am lansat 3 produse. Am repoziționat toate produsele pe care le avem, dar 3 produse noi am povestit, și anume, ele se numesc X-Fabric, X-Portal și X-Worlds. Ideea cu X-Fabric este că blockchain-ul va fi în esență fundamentul acestei lumi noi. Într-un fel, aproape că există un fel de fizică digitală care îți permite să definești reguli pe baza cărora lumile vor putea funcționa. Fie că vorbim de reguli economice, fie că vorbim de reguli de, nu știu, interacțiune socială sau de tehnologie în sine. Deci blockchain-ul practic înseamnă legile acestei... Exact. E premisa pe baza căruia poți construi, iar dincolo de faptul că poți defini regulile, X-Fabric va permite un nou val creativ pentru oameni din întreaga lume care doresc, pe de o parte, să folosească tehnologia blockchain în companiile lor și, pe de altă parte, va permite o nouă expresie a ideilor bazat pe ideea că în contextul internetului, unde avem undeva la 6 miliarde de oameni în momentul de față, ca om creativ, ca brand și așa mai departe, tot ce ai nevoie este 100 de oameni care să creadă în ideile tale. Apropo de tot ce povesteam cu oamenii din istorie care trebuiau să moară până la punctul la care ajungeau să fie recunoscuți. Cred că astăzi trăim în cea mai bună perioadă pentru oameni, nu știu, creativi, din toate punctele de vedere, atât tehnici cât și din zona artistică, care pot să-și exprime ideile, pot să câștige bani din ideile respective și pot să trăiască o viață care nu mai este constrânsă de, nu știu, mediul în care trăiesc și ar trebui să-și formuleze, practic, cea mai simplă versiune de a comprima ideea asta este că ai nevoie de 100 de fani. Dacă 100 de fani găsești prin setul ăsta de tehnologii, vei putea să, nu știu, pictezi, să crezi muzică, să scoți noi lucrări științifice. 100 de fani care să te financeze, exact, care să te plătească pentru un abonament. Exact. Și ai nevoie, nu crezi că trăim timpurile cele mai bune tocmai din pricina asta, că nu îți trebuie milioane de urmăritori? Exact. Nu fugi după ei, caută mai degrabă 100 de fani care să-ți plătească lunar. Asta e cel mai simplu pas. Dacă ai găsit partea asta, după poți să-i crești, poți să-i cultivi, poți să mergi într-o altă direcție. Dar nu o să ne întreb cum pot să folosesc eu platforma asta, Multiversex sau X-Fabric sau X-Portal. Dacă un ministru din Guvernul României te ascultă, cum ai putea să ușurezi treaba statului român sau să o ieftinești sau să le faci mai ușoară viața prin platforma asta, de exemplu? Practic, cele 3 produse de care povesteam, tot ce am povestit până acum era de X-Fabric. X-Portal este, în esență,
soluția problemei pe care o menționam înainte, și anume că toată ideea asta a metaversului nu ține de o tehnologie. Întrebarea corectă sau productivă e mai degrabă care sunt tehnologiile pe care majoritatea oamenilor le au și cum putem facilita o interacțiune cu această nouă lume în cel mai simplu mod pentru majoritatea oamenilor. Și răspunsul după devine cel mai probabil un mobile experience, o aplicație care îți permite să interacționezi cu lumea asta, îți permite să intri în diferite lumi, să le explorezi, să construiești, să deții active digitale, să poți schimba idei pe bani, să faci foarte multe lucruri de genul ăsta. Asta e soluția care ar putea accelera adopția tehnologiei și ar deschide, la fel ca în era internetului, tehnologia și piața către toți oamenii. Și cred că asta este ceea ce avem nevoie, asta urmează să lansăm prin X-Portal, care e o extensie și expansiune foarte semnificativă a aplicației Maiar. E un fel de super app unde vei avea un avatar, vei avea instrumente financiare, fie că vorbim de card, fie că vorbim de zona asta de digital assets, vei avea zonă de social, chat și așa mai departe pentru a povesti cu prietenii și multe alte aplicații pe care toate le vei putea accesa în o singură aplicație. Uh-huh. Asta urmează să fie lansată în primul quartal al 2023 și cred că va schimba extraordinar de mult felul în care oamenii văd ideea de metaverse, se joacă cu ea, interacționează cu ea și după merg un pas mai departe și accentuez că ăsta este doar primul pas. Sigur că în momentul în care celelalte tehnologii sunt ready, le vom putea integra. Sunt toate compatibile cu ce încercăm noi să construim, doar că nu e acum momentul. Iar cel de-al treilea produs, X-Worlds, este de fapt baza pentru o rețea de noi planete, să zicem, în lumea asta nouă a metaversului. Și aici probabil discuția devine relevantă pentru state, pentru branduri, pentru companii sau pentru indivizi, care fiecare vor opta pentru a-și construi spații diferite. Există state cu care povestim despre planete întregi, pe care nu doar că le vom putea construi, vom putea discuta care sunt facilitățile pe care le vor putea integra. Uh-huh. De ce sunt valoroase pentru, nu știu, cetățeni, oameni, ca ei să descopere alte oportunități, să se educe despre anumite lucruri și așa mai departe. Și cred că la sfârșitul zilei zona de X-Worlds va fi pentru omul simplu probabil cea mai interesantă formă de entertainment. Adică tot adică ce te uiți ce la... ne ocupă timp astăzi, Netflix, televizor, mm-hmm. YouTube, da. Podcasturi, ar trebui să fie înlocuită de ceea ce voi imaginați în X-World. Cred că e mai degrabă extinsă. Că tu într-o lume de genul ăsta, dacă luăm trei aplicații, și anume partea de educație, partea de entertainment și partea de business, întrebarea e cum ai putea extinde cea mai bună formă de educație, cea mai bună formă de, nu știu, interacțiune în zona de business și cea mai bună formă de divertisment sau entertainment. Și la fiecare, de fapt, ai câteva elemente care sunt esențiale, și anume la educație, dacă stăm să ne gândim tot ce povesteam înainte, internetul îți dă acces, pe de o parte, la toată cunoașterea umanității. Orice cărți, orice lucruri de genul ăsta, le poți accesa, dar dacă stăm să ne gândim, cea mai bună formă de educație ține de fie oameni care te marchează pentru totdeauna, prin exemplul lor, prin căutările pe care le au, prin descoperirile pe care le au, fie oameni care văd ceva în tine și cultivă lucrurile astea. Întrebarea este, dacă ne uităm acum pe internet, cele mai, nu știu, productive cursuri nu sunt atât de, nu știu, engaging,
utile cât să zici nu se mai pot îmbunătăți. Cu siguranță îți poți imagina o versiune în care zici dacă aș putea să mă, nu știu, teleportez într-un, într-un amfiteatru în care aș povesti direct cu Einstein, Platon și Newton. Să fac un podcast cu exact. Einstein, Newton și Platon. Exact. Dacă aș avea conversația asta, nu ar fi mai interesantă decât ideea de a citi o carte sau a mă uita cum cineva îmi spune la tablă ceva anume? Sigur că ar fi. Sau când Benjamin Mincu povestește cum l-a influențat, nu știu, Aristotel, de exemplu, sau Einstein, să pot să accesez și părerea lui Einstein despre asta. Sigur. Asta deja ar fi o altă formă de educație care, aș spune, ar accelera foarte mult. Prea departe? Nu cred. Cred că asta pentru educație, aproape că aș spune că tot timpul, atâta timp cât lucrurile nu pot fi conturate clar, asta e cea mai mare problemă. Dacă poți să le conturezi clar, întrebarea e doar în cât timp am putea avea o interacțiune sau de genul ăsta. Ar trebui să pun în practică un asemenea metavers. Ideea e că după ce ai așa ceva, imaginează ce s-ar întâmpla dacă poți interacționa cu mii sau zeci de mii de oameni în timp ce el povestește și fiecare îl întreabă pe, nu știu, Einstein, cum spuneam, întrebările lor. Cât de marcantă e experiența, cât de rapid te ajută să înveți lucrurile astea. Și asta e o aplicație. Sunt convins că se poate duce toată ideea în foarte multe direcții și ăsta e punctul de plecare. Arată și sună, nu știu cum arată, pentru că tu îți imaginezi lumea asta mult mai exact, în mult mai mulți pixel decât mi-o imaginez eu, dar până la urmă toate ideile astea sunt minunate, doar că tot ceea ce faci astăzi, în tot ceea ce faci astăzi, nu te mai lupți doar pentru banii oamenilor, ci te lupți pentru ceva mult mai valoros, pentru timpul lor. Facebook se luptă cu Google pentru timpul oamenilor, Netflix se luptă cu televiziunea și cu HBO și cu Disney pentru timpul oamenilor. Podcastul Fain și Simplu se luptă cu alții pentru timpul oamenilor. Cum faci să le câștigi oamenilor nu banii, ci timpul? Cred că lucruri merge exact la esență. Oamenii fie din lejeritate își investesc timpul în diferite direcții pentru că asta e opțiunea cea mai bună, fie din diferite motive, cum spuneam, fie pe direcție educațională, fie pe direcție de business sau lucru, fie pe direcție de divertisment. Tot ce povesteam înainte este o versiune incomparabil mai bună de educație. Întrebarea e cum ar putea arăta o formă de divertisment? Păi e foarte simplu să-ți imaginezi cel mai popular serial Netflix, doar pus într-o formă în care poți interacționa și schimba scenariul în timp real. Adică poți fi acolo, poți interacționa cu mediul, poți descoperi toate lucrurile, poți să participi, nu știu, în misiuni, în explorări, în aproape orice ți-ai imagina poate fi conturat și cred că asta va extinde foarte mult ceea ce Netflix, să zicem, face foarte bine. De asta mă și aștept într-un fel ca ei foarte rapid să înceapă să interacționeze cu mediul ăsta, pentru că sunt convins că înțeleg că există un potențial absolut extraordinar. În câți ani crezi? Aseară m-am uitat la câteva episoade din The Crown, ultimul sezon. În câți ani crezi că aș putea să fiu nu pe canapeaua mea, ci, nu știu, într-o cameră a castelului Windsor să mă uit la conversația dintre regina Elisabeta și prințul Philip? Aș spune că pare că și cred că predicția asta e relativ conservatoare. Aș spune că în următorii 3-5 ani. Wow! Da, tehnologia nu cred că e departe. Cred că mult mai mult ține de cât de mulți oameni vor putea avea acces la ea și
pentru că nu, niciodată nu e evenly distributed. Mm-hmm. Nu există exact distribuție. Și cred că mai mult decât atât, în momentul în care vei putea, poate punctul care va schimba foarte mult în mințile oamenilor, felul în care se raportează cu privire la aceste noi lumi, va fi punctul în care dintr-o lume de genul ăsta vei putea câștiga mai mulți bani decât dintr-un job pe care l-ai în lumea fizică, care e complementar cu lumea fizică, dar în momentul în care, să zicem, tu ești într-o lume de genul ăsta și ești foarte bun la, nu știu, proiectare 3D și reușești să construiești niște lucruri pe care le vinzi pe o piață, oamenii, ești un fel de arhitect, uh-huh, 3D, și oferi aceste servicii, există tot timpul oameni care vor să construiască lucruri și cumpără aceste servicii. În momentul în care banii din zona asta îi poți folosi prin, și asta vom avea noi direct, printr-un card în care cu banii din lumea asta virtuală mergi și îți cumperi de mâncare și îți cumperi, nu știu, papuci, uh-huh, și ce ai nevoie, deja ceva se întâmplă imediat în mintea ta. O schimbare de paradigmă care stabilește o relație de echivalență între lumi. Nu, ele nu încearcă să se înlocuiască unele pe altele, ci încearcă să doar să-ți ofere niște servicii mult mai bune și o interacțiune mult mai productivă. Vorba românului, mă doare capul când au toate lucrurile astea. Fără să fiu un tip, sunt un tip din multe puncte de vedere conservator, dar nu din punctul ăsta de vedere. Uh-huh. Adică abia aștept să adopt, uh-huh, în momentul în care simt că nu o să depun un efort mult prea mare. Sigur. Adică sigur, să cumpăr o pereche de Oculus acum ca să mă joc în metavers, nu mersi. Sigur. Îmi place televizorul meu, Netflix-ul sau, nu știu, să ascult podcasturi de pe ceas. Da. Dar te întreb altceva. Uite, o întrebare pe care am pus-o la conferința Fain și Simplu de la Ateneu medicilor și lui Paul Olteanu, specialist în neuroștiință. Creierul nostru nu a evoluat prea mult în sute de mii de ani. Operațiile pe care el le face astăzi, alegerile pe care le avem de făcut de dimineață și până seara, sunt mult mai multe decât erau acum 100 de ani, ca să nu mai vorbesc cu mii, zeci de mii de ani în urmă. Nu se va prăji creierul nostru de la și mai multe alegeri pe care va trebui să le facem și mai multe traversări din lumea fizică, asta concretă, în metavers? Aș spune că sunt curios dacă voi studiați asta sau a studiat. Studiem foarte, foarte atent lucrurile, dar ce cred că e surprinzător e cum, dacă te-ai fi uitat chiar și acum 30 de ani în viitor și cineva ți-ar fi descris tot ce urmează să avem, ar fi sunat pe de o parte în teorie foarte departe de realitate. Uh-huh. Că, nu știu, ai conversații pe un device cu oricine din lume la un cost inexistent și așa mai departe, dar în realitate ce cred este că creierul uman e extraordinar de adaptabil și capabil de a prelua niște noi medii la care după se transformă complet. Și asta vedem în plasticitatea creierului, în felul în care oameni care își pierd jumate din creier și totuși creierul funcționează mai departe și preia funcțiile, dar observăm și în mediul în care, dacă ne uităm atenți, oamenii în diferite medii tind să se specializeze, să învețe alte skill-uri, să aibă niște pattern-uri foarte diferite pe care creierul le dezvoltă în așa fel încât să poată să înțeleagă, să interpreteze și să poată lua decizii, uh-huh, în mediul în care ei trăiesc. Ce cred că va face o diferență foarte mare în viteza cu care aceste tehnologii sunt adoptate este simplitatea,
și efortul care este depus în a simplifica tot procesul și toată interacțiunea, în așa fel încât, cum spuneam înainte, în loc să ne așteptăm ca toată lumea să cumpere Oculus și să vrea să intre în Metaverse în felul ăla, încercăm să aducem o aplicație care pare în prima fază un joc extrem de simplu. Îți oferă beneficiile, îți permite să interacționezi, dar nu se va simți foarte diferit de Netflix. Adică vei face ceva ce pare foarte plăcut. În momentul ăsta, așa cum arată aplicația. Da, da, da. Și asta cred că e esența pe deci care... Nu încerci, voi nu încercați să îi duceți pe oameni într-un salt prea mare, exact, peste câțiva ani, ci vreți pe o tehnologie care în momentul ăsta este accesibilă, exact, de pe oricui telefon, da, da, să te obișnuiești pas cu pas cu mai mult. Sigur, și aici cred că observăm și în diferența de interacțiune și feeling între, să zicem, Apple și alte companii de tehnologie, care unii parcă înțeleg foarte bine și acest factor psihologic, care cântărește extraordinar de mult și e extrem de important, iar ceilalți parcă, să zicem, construiesc aplicații sau tehnologii pentru roboți. Asta cred că e și problema cu Meta, că practic în genul ăsta de metaverse pe care îl vezi acolo, nu există un sentiment de umanitate și niciun sentiment de mirare sau wonder, minunăție, ceva ce ar trece dincolo de ce ți-ai putea imagina, wow, foarte simplu. Exact, exact. În momentul în care poți să menții acest sentiment de umanitate și în același timp să explorezi lumi noi, cred că vom putea în mod surprinzător rapid sau surprinzător de rapid să ne adaptăm, atâta timp cât există un motiv bun pentru care merită să ne adaptăm. Pentru că tot timpul există un beneficiu sau nu există un beneficiu. Fără un beneficiu nu vei depune eforturi sau nu vei progresa, pentru că nu există niciun interes acolo. Dar de ce țineați, nu știu dacă mai e sau nu, secret sediul Elrond de la Sibiu? Nu l-am ținut secret, ci doar cred că e un... În perioadele de bull market, să zicem, oamenii pot deveni foarte, foarte entuziasmați și probabil că vor să, nu știu, vină să vadă lucrurile, iar în momentul în care majoritatea oamenilor depune efort foarte clar, există foarte ușor un fel de, nu știu, perturbare a flow-ului, deci general. Aveți un fanbase atât de mare, atât de mare, da, încât da, oamenii voiau să vă vadă la lucru. Da. Și e important să tot timpul să avem puțin spațiu în care... Mai degrabă așa, ca o mănăstire undeva sus pe deal, unde se ajunge greu. Nu neapărat mănăstire. Sunt oameni, tot vin, tot ne vizitează și sunt multe conversații, dar dacă sunt prea multe, e foarte greu să menții focusul și vrem să existe ca o mănăstire, un mai vin, da, și pelerin, da. Da, da, da. Călugării rămân cu programul lor, se trezesc la 4 dimineața, se roagă și așa asta mai, da, departe. Asta, da. Când ți-ai dat tema asta, că Elrond să depășească PIB-ul României, ți-ai dat și un termen? Cred că ideea mai degrabă este de a înțelege pașii pe care îi avem înainte, piața adresabilă care, dacă adoptă tehnologia, va aduce niște efecte foarte semnificative și acel număr nu e nici de cum un punct final, ci este un punct care poate fi foarte rapid calculat cu niște asumții aproximative legat de câți user ar trebui să existe care au adoptat tehnologia în așa fel încât capitalizarea de piață să depășească acel punct. Cred că
nu mai știu dacă am menționat un time frame ultimele dăți, dar cel mai probabil aș spune că există o probabilitate foarte mare ca în următorii 3-5 ani să se întâmple, dacă, cu accentul pe dacă livrăm ceea ce ne-am propus și mergem în direcția bună. Ați fost în momentul de spre 10 miliarde de dolari, ceea ce înseamnă vreo 5% din PIB-ul român. 5%? Da, undeva 5%. Da. PIB-ul României undeva la 200 și ceva de milioane de de miliarde de dolari, miliarde. Pardon. Și aș vrea să vorbim, pentru că am promis mai devreme că revenim. E o chestie care cumva a zdruncinat foarte mult încrederea în tot ceea ce înseamnă cripto. Te-am întrebat înainte să intrăm în interviu, exact în momentul în care voi făceați X-Day la Paris, se prăbușea una dintre principalele platforme de cripto, FTX, care ajunsese foarte, foarte mare, cu implicații, ramificații foarte mari. Adică fonduri de capital din lumea asta foarte mari investiseră în FTX. E o poveste care mie mi se pare de serial Netflix, nu de film, de serial. Dar prăbușirea asta peste noapte a unei dintre cei mai bogați oameni din lume, respectiv a unei dintre cele mai mari platforme de cripto, cumva ca un val s-a dus spre întreaga piață, inclusiv spre e-gold, spre Bitcoin și așa mai departe. Cum ai văzut tu țeapa asta? Ce a fost povestea FTX? Mă bucur odată foarte mult că nu s-a întâmplat în timp ce făceam X-Day, că s-a întâmplat după, deși eu... La câteva zile. Practic undeva în 9 noiembrie, iar noi am avut de pe 3 până pe 5. Dar ideea de bază cred că este în felul următor. În orice industrie vor tinde să existe și oameni care la un moment dat fie o iau complet razna, fie există și o posibilitate ca oamenii să fie răi intenționați de la început. Nu știm exact. Cert e că orice startup și construcția oricărui startup este, prin natura fenomenului, foarte, foarte dificil și poți falimenta sau muri din foarte multe puncte de vedere fără să ai o intenție negativă. În momentul în care comiți fraudă la mai multe nivele și toată situația implică ceva ce pare mult, mult mai straniu decât ficțiunea. Adică orice ai contura într-o carte de ficțiune pare că la un moment dat tinde să fie bătut de ce se întâmplă în viața reală. Da, wow, ce s-a întâmplat acolo. Da, și felul în care lucrurile s-au întâmplat parcă se rezumă la două lucruri. Un punct la care a fost comisă fraudă în cadrul exchange-ului, în care și e de accentuat că contrariu principiilor din zona asta de blockchain, în care practic oamenii dețin fondurile, tu nu ai acces la ele și există o foarte mare valoare în a nu da acces la fondurile tale. Acum, pentru cine nu a citit foarte mult, acest băiat, Sam, care deținea, mă rog, care e fondatorul FTX, avea o companie dincolo de FTX. Un fond de investiții. Un fond de investiții în care din banii celor care tranzacționau pe platformă, el lua o parte care se juca cu la fondul lui de investiții, ceea ce este total ilegal și greu de explicat cum pe o platformă de cripto să se întâmple asta. Da, cred că pare că, cel puțin din datele care sunt disponibile în momentul de față, în momentul în care implozia Terra Luna s-a întâmplat, fondul lui de investiții, care se numește Alameda Research, a dat faliment, a devenit insolvent.
Devenind insolvent, Sam avea două opțiuni. Să lase să moară, adică să declare insolvența și să meargă mai departe. Și să salveze platforma FTX. Exact. Numai că nu e clar dacă o putea salva, pentru că fondul cel mai probabil era foarte amestecat cu tot ce făcea el și setarea, legătura dintre fond și exchange din start creează premisa pentru multe lucruri care nu au cum să funcționeze. Adică dacă tu ești și cel care oferă serviciu și tu ești și cel care tranzacționează, în esență nu e o setare bună, clară, etică, pentru că vei putea să tranzacționezi pe banii oamenilor, să vezi orderele pe care ei le au și să le execuți înaintea lor, să faci foarte multe lucruri pe care Alameda se pare că le făcea și nu erau legale din punctul ăsta de vedere. Totul s-a schimbat în momentul în care odată cu insolvența la care au ajuns, decizia a fost luată ca bani din fondurile oamenilor care erau depuse pe exchange au fost împrumutați către acest fond de investiții, care fond de investiții la rândul lui a luat împrumuturi de miliarde de dolari colateralizate cu acești bani ai oamenilor. Fără ca oamenii să știe. Clar, fără ca oamenii să știe și asta întâmplându-se luni de zile, cel mai probabil în încercarea de a crea profituri suficiente încât să își rezolve problema fondului. Dar odată făcută decizia asta, de fapt, nu mai exista în principiu cale de întoarcere și totul părea că urmează să se prăbușească. Pare povestea Lehman Brothers din anii 2000 trasă la Indigo în lumea cripto, pentru că vorbim despre o pagubă imposibil de estimat în momentul ăsta. Unii spun între 10 miliarde de euro până la 50 de miliarde de euro. Dar cum e posibil ca instituții financiare foarte puternice din lumea asta să investească într-o asemenea platformă care ajunsese foarte mare, adică erau arene din Statele Unite botezate după numele FTX, cum există Allianz Arena, exista FTX Arena în Statele Unite. Cum e posibil ca un om care stătea până la urmă într-o casă undeva în Bahamas cu soția lui și cu alți prieteni, fără un board de conducere, cum e posibil să păcălească atâtea instituții financiare? Cred că sunt două feluri de explicații. O explicație ar fi că până la un punct lucrurile au funcționat și că aveau sens și că oamenii ăștia puteau să livreze niște lucruri și că, de fapt, din cauza că erau atât de buni sau păreau atât de buni, au putut să meargă mai departe, pentru că altfel e foarte greu de oferit o explicație plauzibilă care ar arăta cum din nimic au ajuns într-un timp atât de scurt la scala asta. Adică oameni care încearcă lucruri, nu știu, și după fraudează sistemul, sunt foarte mulți, sunt mulți hoți, dar ei nu ajung la scala asta. Și vouă asta pare, nu? Cu exchange-ul. Exchange-ul. Care a fost spart. Dar sfârșitul este foarte diferit. Ideea că cineva atacă un sistem este tot timpul o idee care în zona de blockchain va exista. Faptul că tehnologia este open source, faptul că ofer niște servicii, pe de o parte deschide toată conversația ca oameni buni să, nu știu, folosească serviciile și să mergi mai departe. Pe de altă parte, te expune și către oameni răi intenționați care încearcă să strice sistemul, să profite de el într-un mod neintenționat și așa mai departe. Dar ce este foarte important e unul care este. Diferența aici este exact asta. Că se pot întâmpla lucruri și că s-ar putea să existe bug-uri în cod
că s-ar putea să existe probleme. Asta e o anumită problemă care în orice fel de software există. Faptul că n-ai văzut-o încă sau n-ai descoperit-o sau n-a fost cineva suficient de incentivat să-ți arate că există aceste probleme, asta e un set de un tip de problemă. Faptul că cineva în mod intenționat ia banii oamenilor din interior. Da, din interior ia banii oamenilor și îi folosește pentru luni de zile și după sfârșește așa, într-un context în care există probleme politice, da, cu el fiind al doilea cel mai mare donator din lume către Biden în campania electorală. Exact, cu media implicată, cu foarte multe fonduri de investiții, cu foarte multe companii, cu foarte multe alte servicii. VIP-uri care făceau reclamă. Adică da. Unul dintre oamenii care făcea reclamă era Tom Brady, unul dintre cei mai mari sportivi din lume, cu soția lui, aveau vreo 650 de milioane de dolari băgați în povestea asta. De asta și spun, ar fi greu, deși nu imposibil, ca oamenii ăștia să fi fost răi intenționați de la început, să zicem, și să în mod intenționat să fi creat tot sistemul ăsta în așa fel încât la sfârșit să intenționeze genul ăsta de fraudă. Pe de altă parte, o variantă mai plauzibilă pare că este implozia fondului, i-a forțat într-un punct în care fie închideau fondul și există o posibilitate ca dacă închideau fondul să fi generat probleme suficient de mari pentru exchange, în așa fel încât să nu mai poată funcționa. Și atunci, din cauza asta, au luat decizia asta extrem de rea, care de fapt i-a dus în poziția actuală. Cât de tare v-a afectat colapsul ăsta al FTX? Că despre asta o să se scrie cărți, o să se facă filme. Tu mi-ai spus că în ultimele 6 luni... Da. Michael Lewis, practic cel care a scris mai multe cărți pe zona asta financiară, Moneyball și așa mai departe, călătoria cu Sam și lucra, se pare, la o carte despre FTX, despre el, biografică sub o formă sau alta. Deci, foarte... Sunt curios ce o să iasă din cartea asta, pentru că eu cred că atunci când au bătut palma să scrie cartea, da, nu cred că Michael Lewis se aștepta la finalul ăsta. Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Întorcându-ne poate la ce spuneai, cum ne-a afectat, aș spune că două lucruri sunt foarte importante. Unu, nu s-a schimbat pe de o parte nimic în efortul pe care îl avem și îl depunem pentru pașii pe care îi avem înainte. Asta este partea cea mai importantă care diferenția Elrond și acum Multiverse X de alte companii și proiecte. Și pe de altă parte, sunt convins că în piață va exista un efect de cascadă care va fi resimțit foarte puternic în zona de, nu știu, reglementare, în zona de fonduri, companii și în efectele cauzate strict pe zona financiară, care practic oricum nu era strălucită nici înainte ca ei să colapseze la nivel macro, dar acum e mult mai rea și cred că elementul ăsta de încredere va fi foarte, foarte problematic. Din cauza asta cred și că trebuie accentuat că niciodată nu ar trebui confundată o pădure cu un copac stricat. E adevărat, dar pe de altă parte, ăsta e momentul perfect ca vocile care oricum vă erau împotrivă să spună: vezi mă, v-am zis eu că cum să aveți încredere în băieții ăștia, că nu știu unde ții banii, că nu... E un astfel de moment. Cu siguranță este și cred că în astfel de momente se ridică următorul nivel de produse, comunicare, interacțiune, în mod deosebit în crizele cele mai importante, cum sunt crizele actuale. Știi, e foarte fain că vorbeam tot înainte de podcast, e foarte fain să fii disruptiv atunci când auzi pe o scenă la o conferință, tu să fii lângă Bill Clinton sau cine mai era la conferință și tu să vii în pantaloni scurți. Cumva face parte din brandingul noilor antreprenori, dar pe de altă parte,
cred că o notă de seriozitate ar trebui să afișezi. Măcar o geacă de piele și un tricou negru, știi? Măcar. Și o carte de vizită pe care să scrie Sibiu, că eu cred că seriozitatea asta. Voi sunteți foarte mult prea serioși pentru timpurile astea. Da, nu cred. Cred că suntem suficient de serioși încât să facem ce avem de făcut și pe de altă parte putem să ne distrăm, putem să ne bucurăm, să râdem de toate lucrurile de care e bine să râzi, nu de cele care nu ar trebui să... Pe scurt, două cărți pe care le comanzi acum pentru vremurile astea pe care le trăim. Cred că una dintre ele ar putea fi autobiografia lui Benjamin Franklin. Doar din cauza că, de exemplu, el este unul dintre oamenii de care povesteam, că odată ce îl studiezi și vezi ce a reușit să facă în câte domenii pentru vremea în care trăia, care a fost contribuția, abordarea și așa mai departe, și cum vedea până la urmă toată viața, e absolut fascinant de studiat. Și a doua, cred că e Zero to One de Peter Thiel, care la fel e de fapt o carte ce vorbește mai mult de cât de important este să observi lumea în care trăiești și să interacționezi cu ea pentru ce se poate în momentul respectiv, nu neapărat pentru ce se putea acum 100 de ani, în esență spunând că fiecare moment există o singură dată și că orice încercare de a copia și aplica o rețetă nu va funcționa în ultima instanță, însă dacă vei putea înțelege lumea în care trăiești și vei depune efort pentru a o înțelege, de fapt vei vedea niște lucruri pe care oamenii din trecut sau din alte vremuri, generații, nu le-au putut vedea și nu aveau acces la ele. Ce tare! Și în asta pare că stă o oportunitate absolut extraordinară. Omul ăsta a fost de Halloween în la Castelul Bran. Din păcate i s-a dat prea puțin atenție, pentru că mie mi s-a părut la fel de valoroasă prezența lui aici, ca și cum ar fi venit și Elon Musk. Dar apropo de asta, care e cel mai deștept om pe care l-ai întâlnit față în față? Nu mă întreb în sensul dacă omul este cel mai deștept. În esență, cei mai capabili oameni parcă doar scot foarte rapid la iveală ideea că nu poți să descoperi limita lor foarte clară. Nu știi la sfârșitul zilei cât de capabil este omul decât prin ceea ce face. De asta și ideea de, să zicem, geniu nu este o idee pe care o oferă cineva și uite, spui, omul ăsta e geniu, ci geniul poate fi născut doar de dificultăți, circumstanțe și provocări din care omul face ceva ce era imposibil pentru oricine. De aia l-admir pe Elon Musk atât de mult. Pare că lumea îl judecă după ultimul lui gest. Uneori este erou, alteori în ochii lumii este răufăcător, dar tu cumva îl vezi la imagine globală, la imagine mai mare pe Elon Musk și încerci să vezi ce va schimba sau ce va rămâne după el. Da. Ce l-ai întrebat dacă ai fi față în față cu el? Nu știu dacă ai fost până acum sau nu? Nu. Ce întrebare ai pune? Nu știu dacă am o întrebare, cel puțin în momentul de față, în sensul în care, într-adevăr, cred că oamenii în general judecă lucruri simple pe care le văd, să zicem, și poate în general nu le înțeleg și nu le judecă în perspectivă, luând în considerare ce a reușit omul până acum, că poate există motive mai bune care nu sunt imediat accesibile pentru ceea ce văd ei. Și care, la sfârșitul zilei, dacă te uiți,
după ceva timp, cumva într-un mod miraculos, în ciuda tuturor dificultăților, omul adaugă o contribuție umanității care e absolut extraordinară. Nu cred că asta spune ceva despre finalitatea lucrurilor, adică oricând fiecare dintre oameni, să zicem, poate să greșească, poate să o ia razna, sunt convins că face multe greșeli, sunt convins că încearcă, testează foarte multe limite în ideea asta de a descoperi următoarele insight-uri, etape și așa. Concedierile de la Twitter de acum. Da. Ideea e că e Twitter pare că era o companie extrem de conservatoare, extrem de înceată în dezvoltare, inovație, tehnologie, extrem de ideologic, nu știu, poziționată, și el a înțeles potențialul Twitter la un punct la care înțelege că poate să fie într-adevăr un town square pentru umanitate, dacă este gestionat... Adică o piață publică. Da, da, o piață pentru idei, conversații, discuții a celor mai importante subiecte din lume, atâta timp cât e gestionată cum trebuie, cât timp nu există cenzură intenționată pe diferite subiecte, nu înseamnă că... Cred că la sfârșitul zilei există potențial să facă compania asta să valoreze de 10 ori mai mult decât valorează în momentul de față, și ce vedem astăzi în interacțiune, număr de useri, felul în care lucrurile cresc și într-un timp atât de scurt, e excepțional. Pe de altă parte, cred că există foarte multe provocări și că la sfârșitul zilei asta este o provocare despre care sunt curios să descoper cum arată la următorul nivel, dar cred că înțelege așa două, trei lucruri despre cum funcționează companiile, cum ar trebui abordate, cum ai putea să faci o schimbare drastică într-un timp foarte scurt, cum anumite lucruri nu pot să vină fără, nu știu, anumite schimbări nu au cum să vină simplu, povestind, ci dacă oamenii nu sunt aliniați. Sau... Dar tu n-ai fi avut aceeași politică de HR cum ca Elon Musk. Adică faptul că îl admir nu înseamnă că e și copia lui. Aici, cu siguranță, nu e vorba de copie, pentru că întrebarea mai degrabă este, ok, cumperi o companie. Care sunt țintele? Cum poți ajunge la țintele respective? Sunt situații în care oamenii sunt aliniați deja, în care ai construit lucrurile în așa fel încât dacă îți propui să faci ceva, poți să faci. În contextul în care oamenii nu sunt deloc aliniați, pare că cea mai bună variantă este, unu, să spui ce vrei să faci, și doi, să dai o opțiune oamenilor să aleagă dacă sunt interesați sau nu, după care la sfârșitul zilei ai resurse limitate, timp limitat, dacă nu mergi mai departe. Cum îi faci? Pe cea mai mare problemă a angajatorilor din România în momentul ăsta este să îi facă pe tineri să creadă în visul lor, în visul companiei, în valoarea companiei. E foarte greu să le spui celor de 20 de ani, știți, trebuie să lucrați de dimineața și până seara și dacă o să lucrați, o să primiți probabil și o primă și așa mai departe. Nu mai e același atașament față de brand pe care l-a avut, de exemplu, generația noastră, care și-ar fi dat duhul, viața pe câmpul muncii. Cum îi faci tu să creadă în visul companiei? Întrebarea cred că este pentru mine la fel cum ar fi pentru orice om care e capabil, poate să-și aleagă orice alte opțiuni de a face ceva cu timpul lui, și ține mult mai mult de ce construiești, ce fel de impact are, în ce fel de time frame ar trebui să livrezi. Dacă ce construiești este una dintre cele mai importante probleme, nu știu, tehnice, economice,
de multe, de multe, pe multe planuri de genul ăsta, e clar că cei mai ambițioși oameni vor fi atrași și interesați de genul ăsta de, de provocări, pentru că oamenii într-adevăr capabili au nevoie de provocări pe măsură. Nu, nu, cum am spus și înainte, nu există scenariu în care să fii cel mai capabil din lume și tu să nu faci nimic. De fapt, această capacitate o demonstrezi luându-ți provocări mai mari, mai semnificative, și nu, nu cred că știu cum fac oamenii dacă nu fac ceva, nu știu, relevant sau de impact, ci cred că asta e mai degrabă problema, și ăsta e și avantajul sau situația bună în care suntem noi, că practic cei mai ambițioși oameni văd că nu există alte opțiuni, văd că pot contribui, văd că pot avea un impact în mediul în care trăiesc și ne bucurăm întotdeauna de a avea conversațiile astea și de a, de a descoperi alți oameni extrem de ambițioși care pot contribui. Pentru că foarte rar mai aud oameni care să-mi spună: mamă, am stat cu echipa, au stat băieții până azi noapte la ora 2 sau până dimineață și am muncit la un proiect. Nu prea mai găsești tinerii ăștia. Ca la Multiversex, la voi. Așa este. Și cred că asta își, asta își doresc, de fapt, oamenii cei mai ambițioși. Nu, nu-și doresc situația în care, nu știu, totul este super predictibil cu rutinele X, Y și Z. De fapt, își doresc, și noi avem de mai multe ori conversațiile astea, echipa noastră e mult mai asemănătoare cu un fel de SWAT team, cu oameni extrem, extrem de smart, decât cu ce se întâmplă într-un loc de muncă în mod normal. Adică intervențiile, interacțiunile, provocările, problemele pe care încercăm să le rezolvăm sunt genul ăla de probleme care... Da, și plătiți bine. Cu siguranță, cu siguranță. Nu, nu, nu se poate fără... Doar că pentru generațiile foarte proaspete, banii nu mai sunt un diferențiator. Nu-i convingi cu banii. Cu siguranță. Majoritatea oamenilor, cum am și început discuția, nu vin în primul rând pentru bani. Oamenii care vin în primul rând pentru bani, în general, nu sunt oamenii care rămân, cu care poți construi și așa mai departe. Câți angajați aveți acum? Cred că în total undeva la 200. 200 în mai multe companii pe care le avem. Fiul tău cel mare, Richard, are 8 ani. La ce te gândești în cazul educației lui? Ce ar trebui să învețe, ce ar trebui să studieze pentru a fi pregătit pentru lumea de mâine? Am depus foarte mult efort în a înțelege, să zicem, problema educației, viteza cu care ai putea trece prin procesul ăsta și cum ai putea accelera procesul și a-l transforma în ceva foarte, foarte productiv. Asta în primul rând pentru mine, și am depus foarte mult efort și gândindu-mă din unghiul copiilor, ce ar putea funcționa, ce ar putea ajuta. Cred că sunt, în mod surprinzător, foarte puține lucruri în prima fază de care ai nevoie, de la care aproape toate celelalte lucrurile pot fi derivate. Adică dacă, să spunem, ai învăța matematică, fizică și computer science și ai citi, nu știu, cele mai importante cărți de ficțiune pentru zona de humanities, ai fi deja într-un punct, dacă ai învăța tot ce știm astăzi, ai fi deja într-un punct în care în mare parte înțelegi și poți descompune în factori primi aproape toate celelalte lucrurile. Tot ce spun nu este că ajungi la punctul final, ci că ai niște unelte care îți permit să înțelegi lumea, să interacționezi cu ea extrem de eficient și să în asta să valoarea educației. Dacă educația te poate echipa cu
aceste instrumente care mental sau din orice alt punct de vedere îți permit să navighezi, să înțelegi extrem de rapid, să iei decizii, să poți să treci prin viață într-un mod productiv, atunci e absolut extraordinar. Și am niște lucruri care probabil la un moment dat le voi face sau începe și pe zona asta. Da. Știi că ăsta e un lucru pe care îl așteaptă foarte, foarte multă lume. Mm-hmm. Un sistem de educație cumva paralel, aproape subversiv, care la un moment dat să-l înlocuiască pe cel oficial sau să se dovedească mai bun decât cel. Sunt multe inițiative și știu, Richard... Dar niciunul nu a ajuns la masa critică. Exact, exact. Dar cred că acum prin zona de metaverse pe de-o parte, prin zona de tehnologie pe de altă parte și oportunitățile care există astăzi, cel mai probabil vom vedea niște opțiuni extrem de interesante în următorii ani. Beni, mie o să mă scoste foarte mult timpul ăsta al tău. Te-am extras 3 ore din toate problemele tale. Sper că n-a căzut nimic în 3 ore. Nu vreau să te uiți pe WhatsApp, dar e pentru mine unul dintre cele mai unele dintre cele mai valoroase 3 ore pe care le-am petrecut anul ăsta și chiar sunt recunoscător pentru tot ceea ce am vorbit și tot ceea ce ne-ai dat în acest episod. Aș vrea pe final, nu știu de când ai mai folosit Pixul, voi lucrați cu coduri, cu astea, îți dau Pixul, ultima foaie din blog notesul meu și să scriu un gând pentru viitor pe care nu o să-l arăt oamenilor decât atunci când îmi spui tu. Ok. Deci, la un moment dat poți să-mi dai un telefon și să zici, Mihai, poți să arăți gândul ăla acum într-un podcast unde îmi zici tu. Okay. Eu o să păstrez foaia asta. Okay. Pe final. Între timp, eu vă mulțumesc. Tu poți să-l scrii sau vrei să-l scrii după ce terminăm? Cum preferi tu. Poți să-l scrii în timp ce fac eu finalul acestei super întâlniri. Îi mulțumesc tare mult lui Beniamin Mincu. Îi salut pe toți colegii cu care a plecat. Cred că întâlnirea de astăzi e o lecție faină despre cum să pleci la drum, care să fie bazele cu care să pleci la drum, o lecție despre comunitate, cum să creezi o comunitate care, indiferent de cum fluctuează business-ul sau cifrele sau aparențele, să stea în spatele tău, cum să lucrezi cu o echipă și să crezi în ea, cum să le vinzi oamenilor, în primul rând, încredere și seriozitate. Este extrem de serios, Beni, și cred că asta contează foarte mult în tot ceea ce ai făcut până acum. Mersi mult de tot, încântat, tare încântat de conversație și sunt curios ce impactul o să aibă episodul ăsta. Iartă-mă, ăsta este un cadou pe care îl facem fiecărui invitat, o amintire cu Fain și Simplu de la partenerul nostru, Beciul Domnesc. Mersi mult de tot. S-a pus una dintre cele mai prețioase sticle din podgorile lor. Mulțumim mult de tot pentru susținere vouă în fiecare săptămână. Mulțumim Check Bank că ne dă credit de asemenea în fiecare săptămână și mulțumim lui Beni pentru cursul gratuit din acest episod. Mulțumim. Mersi mult de tot. Deci mi-ai scris aici, nu? Da, da, da. Totul notat. Deci citesc doar eu și îmi spui, mai trebuie să spui semnătura. Și okay. Îmi spui când să le arăt oamenilor, da? Ok, sigur. Mulțumim, fain.